Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună dimineața și bine ați venit la Matina 7. Astăzi este vineri, este ultima zi din această săptămână, este ultima ocazie să ne întâlnim, să petrecem timp împreună, să stăm 3 ore în direct împreună. Mi-a fost dor de voi ieri, pentru că ieri am înregistrat o ediție specială pentru data de 25 decembrie, pentru sărbători, pentru Crăciun. Așa că revenim astăzi în direct și o să ne bucurăm de aceste 3 ore împreună și o să avem un program educațional, să zicem asta, dar și frumos, pentru că o să vorbim despre companie de la Agenția Națională Antidrog, o să vorbim despre puțin legea și despre tot ce ne interesează pe zona asta și o să primim ca în fiecare vineri mai multe animale, mai multe câini și o să avem un număr foarte mare astăzi, așa că trebuie să vă pregătiți pentru asta, va fi un moment deosebit. Bineînțeles, o să gătim, o să ne întâlnim cu Narcisa, o să ne întâlnim cu Dani, o să ne întâlnim cu Elena, pentru că înainte de weekend vrem să vă bucurați de programul nostru, vrem să vă relaxați, pentru că știm cu toți că deja ne gândim la ce o să facem sâmbătă, la ce o să facem duminică, ne este greu să muncim, să mergem la birou, dar dacă urmăriți Matin 7, o să luați o doză de energie pozitivă și cu siguranță o să aveți o zi frumoasă înainte de weekend. Așa că vă invit să rămâneți cu noi, începe Matin 7. Suntem deja, am intrat deja în decembrie de câțiva zile și mai avem puțin înainte de sărbători și de concedii și mai avem puțin înainte să profităm de această perioadă frumoasă, mai ales o perioadă pe care o să petrecem în familie. Așa că vă invit să comentați pe rețele sociale și să ne ziceți astăzi ce planuri ați făcut pentru sărbători. Dacă ați prevăzut să plecați în străinătate, în concediu, unde este poate cald sau dacă vreți să petreceți timp cu familia voastră, să comentați, să mergeți pe rețele sociale și să comentați pe pagina noastră de Facebook, unde se desfășura și live această emisiune și să ne ziceți care este programul vostru de sărbători. Dar, bineînțeles, o să vorbesc despre o veste bună și este o veste care vine din economie, pentru că de obicei ne gândim că auzim perioada asta că se apropie o criză economică foarte gravă, care va fi oribilă și o să fi sărăcie peste tot, dar la nivel de România nu prea se simțe pentru că peste 1,8 milioane de români au făcut afaceri anul ăsta și cumva este o cifră care crește pentru că din ce în ce mai mult român creez o firmă. Avem 1,4 milioane de afaceri aici în România și s-au înființat anul ăsta peste 100.000 de PFA-uri și companie. Deci vedeți că în România oamenii au încredere în economie și deschid din ce în ce mai multe firme și asta este interesant că în România există un spirit de antreprenoriat și oamenii se descurc foarte bine și dacă nu suntem satisfăcuți ca angajați, putem să devenim și noi angajatori sau să ne creăm propria firmă pentru a trăi o viață mai bună fără să plecăm în străinătate, pentru că asta este ideea când se vorbește, uitați-vă, dacă visați să mergeți în Franța, dacă mergeți în Franța acum, totul este blocat cu greva generală, nici nu putem să luați niciun tren, nici metrou, nici nimic, când avem o viață mai liniștită în România și putem să ne bucurăm de asta, este clar că putem să avem o viață bună aici și nu trebuie să nu suntem obligați și sunt convins că știți măcar o persoană care a plecat în străinătate și s-a întors după câțiva timp în România, pentru că de fapt nu este mai bine, nimic nu este mai bine decât acasă și asta este cel mai important. Și este important de știut și vremea de astăzi, pentru că trebuie să ne pregătim. Dacă ați ieșit în această dimineață, ați văzut mai ales în partea de est al țării, colegii mei mi-au spus că ploaie foarte rău acum în tur de față al București, pentru că eu când am ajuns aici la 7 TV la 6 dimineața, era ok vremea, adică nu, picătura puțin așa, dar nu era cu ploaie, dar am înțeles că acum este cam mai complicat. Dar vedeți că în partea de est este bineînțeles cu ploaie astăzi, va fi o vreme destul de urâtă, dar pe partea de vest a revenit puțin soarele și de la Oradea până la Craiova. Deci tot ce este Oradea, Timișoara, Craiova, o să vedeți că vremea va fi destul de frumoasă. Temperaturile sunt foarte bune pentru această perioadă a anului, pentru că o să avem 12 grade la Constanța, 11 grade la Timișoara, 8 grade
la București și la Craiova și dacă mergem în nord, la Baia Mare o să avem 9 grade, dar la Suceava doar 3 grade și 4 grade la Iași și la Bacău. Așa că vremea este mai frigut în nord, asta este logic, dar pentru această perioadă a nuii putem să ne bucurăm că nu avem temperaturi cu minus. Și în restul săptămânii și mai ales în timpul weekendului, pentru că asta ne interesează, ce o să facem în acest weekend, sâmbata va ploua la Iași, în rest va fi norat peste tot, dar temperaturile vor fi peste 10 grade la București, Brașov și Constanța și la Iași doar 3 grade și la Timișoara 9 grade și se va ameliora abia începând de luni, pentru că luni și marți o să apară soarele la București, Brașov și Constanța și Timișoara, doar la Iași va fi stricată vremea minim până miercuri săptămâna viitoare, doar că va fi din ce în ce mai cald, pentru că vedeți că începând de luni și marți, mai ales marți, o să avem 14 grade la Constanța, 11 grade la București, 12 grade la Brașov, 13 grade la Timișoara și doar la Iași o să avem sub 10 grade, dar să zicem că pentru regiunea Iașului este 100% normal. Deci vedeți că dacă vreți să ieșiți în acest weekend, trebuie să vă îmbrăcați bine, trebuie să vă pregătiți, chiar dacă nu este așa frig, dar să vă îmbrăcați bine, să plecați cu umbrela și, bineînțeles, să aveți grijă să nu roagiți, deci să mâncați cât mai multe mandarine, de exemplu, sau clementine, pentru că asta este perioada și au un miros de Crăciun, de sărbător, când ne gândim la clementine, de exemplu, sau pur și simplu niște portocale pentru vitamina C, să luați cât mai multe vitamine, să fiți bine și sănătoși în acest weekend. Și vă propun acum să ne întâlnim cu colega noastră Abigail și să vorbim despre evenimente culturale al săptămânii sau al weekendului, să vedem cum putem să ne ocupăm timpul nostru liber, să vedem dacă avem idei de ieșire frumoase și sunt convins că avem. Bună dimineața, Abi! Bună dimineața, Fabian! Să știi că avem foarte multe idei și astăzi am venit cu foarte multe evenimente. Nu cred că am avut niciodată atât de multe. Dar înseamnă având în vedere 6 evenimente. Nu? 7 chiar. 7, Având în vedere că se apropie Crăciunul, că se apropie sărbătorile și având în vedere că noi mai avem doar câteva zile de emisiuni în direct, am ales să vin cu mai multe evenimente ca să nu ratăm nimic. Okay. În primul rând, nu ratați concertul de sâmbătă asta. Deci, dacă avem multe evenimente, vă recomand să luați un pic, să notați toate evenimentele, pentru că vor fi mai multe și riscăm să le uităm. Exact. Deci, dacă vrem să fim siguri să ajungem la toate, luăm un pic acum, o foaie și scriem. Deci, primul eveniment este concertul de sâmbătă, deci mâine seara. Concertul de sâmbătă organizat de A7 TV, la care vor cânta 4 interpreți de excepție. Cine sunt, putem să urmărim în promourile de la matinal, iar poveștile oamenilor care vor fi ajutați le putem regăsi pe site-ul a7tv.ro. Da, pentru că trebuie să zicem și locul și, da, și orarul, deci este de la la Facultatea de Drept a Universității din București, este undeva la metrou Eroilor sau stațiile de autobuz Opera Națională, ori Facultatea de Drept. Sau pe Waze, pe toate aplicațiile. Sau pe Waze, pe ce vreți. Cu locuri de parcare, este, având în vedere că este sâmbătă, sunt destul de multe, atât în curtea facultății, cât și împrejur la operă sau într-o parcare publică de aproape. Deci, neapărat să veniți. Nu contează cu ce, trebuie să veniți. Următorul eveniment are loc astăzi la Teatrul Excelsior. Este vorba despre o piesă de teatru pentru copii, intitulată Jucăriile Pierdute. Era un băiețel care își tot neglija jucăriile și le lovea și le rupea și le pierdea peste tot, așa că mama lui a spus că dacă nu se va juca cu ele frumos, jucăriile vor pleca una câte una. Da. Așa că jucăriile au început să plece una câte una și urmărim modul prin care băiețelul reușește să le aducă înapoi și practic cum își îmbunătățește el relația atât cu jucăriile cât și cu mama. Și vorbim despre această piesă pentru că Lorian German, colegul nostru care realizează rubrica Iubim Teatru, a primit un actor din această piesă și se povestea acolo ce se întâmpla ca copii plec tot acasă după piesa și alerg să vadă dacă jucării sunt tot acasă, dacă nu au fugit, pentru că se sperie de asta și după asta, dacă avem un copil care nu are grijă de jucăriile lui, putem să aducem la această piesă și după asta se va schimba cu tot. Categoric, categoric. Următoarea piesă are loc duminică, de fapt următoarele piese au loc toate duminică,
Prima este tot în, prima este în Brașov, la Teatrul Arlechino. Este vorba de Punguța cu doi bani. Clasica poveste românească, pe care nu cred că o știi. O punguță cu doi bani, nu știu. Este vorba despre un cocoș care a plecat la cutreierat lumea și replica ce l-a consacrat este dați punguța cu doi bani. Acum, care e povestea, trebuie să o aflați la piesa de teatru. Am înțeles. Deci trebuie să mă interesez și eu. Clar. Următorul are loc la, tot în Brașov, la, de la ora 11, se numește Omulețul de zăpadă. Este cumva această, prezintă cumva această tragedie a copiilor în perioada iernii, că nu pot să se joace cu omulețul de zăpadă și în primăvară și ar vrea să-l ducă și la primăvară, doar că atunci când iese soarele, omulețul se topește. Dacă avem un congelator sau o ladă foarte mare, putem să-l păstrăm și în primăvară. Cine știe? Ideea e că omulețul acesta de zăpadă își face prietenii niște jucării de pluș care merg cu el în aventura vieții lui, practic, pentru că are o viață foarte scurtă și îl protejează de razele soarelui cu o umbrelă. Însă atunci când vine primăvara și cresc temperaturile la nivel atmosferic, el tot se topește. Da. Următorul. Alba ca zăpada, la Teatrul German de Stat din Timișoara, duminică de la ora 18. Povestea asta o știi? Da, normal. Asta o știi? Asta o știu, da. Atunci, peste asta trecem mai ușor. Dacă vreți să știți și voi ce știe Fabian, trebuie să mergeți la eveniment. Concert de Crăciun Alteia, la Biserica Alteia din Timișoara, tot de la 18, este mai mult un concert dedicat părinților, ca să zic, pentru că am vorbit deja foarte mult despre copii, pentru că este un concert de colinde, dar nu colinde pentru copii, ci colinde adaptate vârstei adulților. Și ultimul eveniment are loc la Cluj și se numește Trenul lui Moș Crăciun. Okay. Există un tren de călători interregional în perioada 5-22 decembrie pe ruta Cluj-Hudein-Cluj, cu o durată de 2 ore și 20 de minute, cu plecare de la ora 10:31 de luni până vineri și sosire la 14:17. Prețul călătoriei este de 13 lei, iar acest tren este plin cu copii. Dar ce se întâmplă în acest tren? Care este particularitate? Acest tren este decorat ca în povești, în primul rând, ca în desenele acelea de Crăciun pe care le iubesc atât de mult copiii. În această călătorie copiii pot lua contact cu personajele mai mult sau mai puțin legendare ale sărbătorii de Crăciun și pot avea activități în tren. Ideea este în felul următor. Nu e doar o călătorie și ne așezăm și așteptăm. Și chiar dacă ar fi doar o călătorie, să știi că în ziua de astăzi, deși mi se pare foarte bătrânicioasă această expresie, dar nu găsesc alta acum, copiii nu mai merg cu trenul. Sunt foarte puțini copii care ajung să meargă cu trenul, tocmai pentru că, nu știu, e mai comod să mergi cu mașina sau e mai comod să... Da, sunt convins că copiii nu merg cu mașina singur. Au și părinți cu ei. Și cu trenul merg tot cu părinții. Dar ideea este că copiii sunt extrem de încântați doar de ideea de a merge cu trenul. Pentru că au auzit de chestia asta la desene, peste tot. Au auzit de la bunici, de la străbunici. Iar ei n-au mers aproape niciodată cu trenul. Dar îți dai seama că rețea feroviară este foarte, foarte dezvoltată în Franța. Prima dată când am luat trenul aveam 14 ani. Deci eram ca un ovni pentru că n-am luat niciodată trenul în afară de 14 ani. Dar era asta trenul cu mare viteză, deci eram atât de impresionat când eram acolo. Eu aveam 10 ani când am luat prima dată trenul și am mers cu un tren ce în România se numește personal și am făcut de un la... Un tren personal, adică e al tău, tu stai singură înăuntru, e al meu, am 10 ani, nu, fac ce vreau. Este de persoane și merge foarte, foarte încet. Am făcut de la București până la Brașov 5 ore. Foarte frumos, ai timp să profiți, să te uiți la peisaje. Asta peisaje. Da, peisajul este... Poți să mergi pe jos sigur lângă trenul, o să fii și mai rapid dacă mergi pe jos lângă el. Nu este exclus.
Atât pentru astăzi, ți-am spus că am avut multe, dar cât pentru tot weekendul. Foarte. Și m-am mișcat și repede, am vorbit repede. Foarte frumos, îmi mulțumesc și ai spus că ai vorbit mult despre copii, dar la matin 7 nu vorbim niciodată mult despre copii, nici suficient, așa că o să mai vorbim despre copii, o să ne întâlnim pentru prima dată astăzi cu Narcisa Ispas și, bineînțeles, o să ne interesăm la relații între părinți și copii, așa că rămâneți cu noi, începe rubrica Părinți și copii. Bună dimineața, Fabian! Bun găsit, dragii mei, la rubrica Părinți și copii. Astăzi vă fac o surpriză și vă fac cunoștință cu o nouă prietenă, se numește Georgiana Filip și este psiholog clinician. Georgiana, mersi frumos pentru timpul pe care ne-l acorzi. Cu mult drag. Aș vrea să te fac puțin vulnerabil în fața telespectatorilor, dacă vrei, evident, și să ne spui de ce ai ales să fii psiholog și, în mod special, să lucrezi cu copiii. Pentru că știu că faci în exclusivitatea asta. Da, așa este. Am ales să fac această meserie din dorința de a ajuta, cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă copiii se confruntă cu multe dificultăți, atât la vârste mici, de exemplu la grădiniță, sau chiar și mai târziu la școală. Și atunci, cu siguranță, de când eram copil, îmi doream să-i ajut pe ceilalți din jurul meu și încercam să fac în așa fel încât să fiu alături de fiecare prieten pe care l-aveam. Ceva și de aici, cumva, din interior, așa, da, vine. Și cumva s-au legat lucrurile. Și ai ales să lucrezi doar cu copiii. De da. Ce? În mod special am ales să lucrez cu copiii pentru că mi se pare fascinant, în primul rând. Este altceva. Nu, plus că eu sunt de părere că nu poți face mai multe lucruri deodată. Și să le faci și bine. Să le faci și bine. Adică m-am ocupat doar de copii și am considerat că pentru asta vreau să mă specializez. Superb. Dar nu e așa că te condiționează cumva, ți-a condiționat cumva decizia și faptul că un copil pare mai modelabil decât un adult? Așa este, într-adevăr. E, pe de-o parte, aș spune că e mai ușor să lucrezi cu un copil, având în vedere că îl poți modela într-un fel anume. Cu un adult care deja are niște convingeri, niște idei, nu poți lucra atât de rapid, să zic. Dar depinde de situație. Sunt și copii cu care, într-adevăr, se lucrează greu. Cred. Uite, am introdus, fără să ne dorim noi prea tare, tocmai subiectul acestei zile și anume, când ar trebui un părinte să înțeleagă că trebuie să ajungă la ajutor de specialitate. Pentru că, așa cum ai spus, copiii se confruntă astăzi cu mult mai multe provocări. Din nefericire, societatea nu le înleznește dezvoltarea psihologică, emoțională, ci din contră, parcă pune din ce în ce mai multe bariere. Și doar aminteam mai devreme că autiștii virtuali sunt într-un număr crescător permanent. Când este momentul? Când înțelege părintele? Sau când ar trebui să se ridice așa un semn de întrebare în inima și în mintea părintelui și ar trebui să zică mai trebuie? În primul rând, în orice moment, observă o schimbare în comportamentul copilului. Comportamentul se poate schimba, de exemplu, pot interveni momente dese de furie, agitație, impulsivitate. Total diferit față de ce a fost înainte. Exact, total diferit și mult mai accentuat. Și atunci ne punem un semn de întrebare, ce s-a întâmplat acolo, de ce face asta și dacă nu reușim să aflăm singuri și să rezolvăm problema, cel mai bine este să mergem la un specialist. Crezi că un părinte ar putea să rezolve problema dacă îi dă suficient atenție a ceea ce se întâmplă copilului? Uneori, da, în condițiile în care poate situația nu este foarte avansată. Da? Și atunci, da, poate și părintele să rezolve într-un fel dificultatea copilului. Dacă reușește să intre în lumea lui și să afle ce s-a întâmplat. Dacă nu, cel mai simplu este să meargă la un ajutor de specialitate. Plus atunci când apar întârzieri în dezvoltare. Exact ce spuneai, ce spuneai mai devreme despre autism și despre copiii care nu se dezvoltă așa cum ar trebui pentru vârsta lor. Sau poate nu neapărat autism, că e prea departe, ci pur și simplu lipsa de concentrare, lipsa de atenție. Deficit de atenție. Poate fi o întârziere doar pe limbaj, nu neapărat o întârziere globală pe toate arile.
Și atunci, iarăși, ne punem un semn de întrebare și observăm. Copilul nostru nu se dezvoltă conform vârstei cronologice. Și încercăm să-l ajutăm așa cum putem. Ok, deci că atunci când observăm niște schimbări bruște în comportamentul copilului sau observăm întârzieri în diferite zone de dezvoltare ale copilului, este cazul să ne punem întrebări. Sunt ocazii în care putem rezolva problema dacă dedicăm suficient timp. Mă gândesc că poate unii părinți au neglijat poate relația cu copiilor și dacă și-au reconsiderat atitudinea și au revenit cumva în relație, copiii își revin, pentru că dragostea este cea care rezolvă totul, nu? Până la urmă. Dar sunt și ocazii în care avem nevoie de tine, avem nevoie de oameni ca tine, care pot să ne ghideze să facem ceva pentru binele copilului nostru. La ce se aștepte un părinte, la ce se aștepte un copil atunci când ajunge pentru prima dată în cabinetul tău? Un părinte, în primul rând, trebuie să știe că atunci când vine în cabinet, prima ședință va fi fără copil. Deci prima ședință va fi în absența copilului. Ok. Părintele vine și vorbește cu tine și îți povestește situația fără ca cel mic să fie de prezent. Față. Exact. Mm-hmm. Pentru că copilul va influența cumva discuția dintre noi. Părinții se vor feri să spună anumite lucruri și atunci e mai bine ca prima ședință să aibă loc doar cu psihologul și părinții. La următoarele ședințe, bineînțeles că va participa și copilul, că până la urmă despre el vorbim. În funcție de vârsta pe care o are copilul, la început părintele poate să rămână în cabinet, dacă asta își dorește copilul și dacă vedem că nu este foarte dornic să rămână singur cu, cu psihologul. Iar apoi treptat părinții se retrag și psihologul rămâne singur cu copilul. Pentru că s-a creat probabil legătura dintre psiholog și copil. Exact, la început, în primele ședințe se creează relația terapeutică. Nu, nu se lucrează efectiv pe problema, pe dificultatea copilului, ci se creează o relație între psiholog, terapeut și copil. În traducere, te împrietenești. Exact. Hai să mergem puțin înapoi, dăm un pas înapoi și te întreb ce facem cu copiii care sunt un pic mai mărișori. Și au auzit ei pe aici, pe acolo, că am auzit și astfel de vorbe, că dacă mergi la psiholog, e gravă treaba. Nu e bine să mergi la psiholog. Părinții au înțeles că ar fi bine ca un copil să meargă, să stea de vorbă, să-și facă un prieten și oricât de frumos îi explică, acel copil refuză. Ce faci în situația asta? Ce fac părinții? E adevărat că ne lovim în continuare, în România ne lovim de psiholog subiect tabu. Exact. Atât adulții cât și copiii, pentru că ei preiau de la noi credințele noastre, au impresia că atunci când mergi la psiholog e ceva rău. Lucrul ăsta poate fi combătut prin explicație. Da? Dacă noi dorim ca al nostru copil să meargă la psiholog, începem ușor, ușor să îi explicăm ce înseamnă psihologul, ce presupune meseria de psiholog, ce se întâmplă în cabinet, ce activități plăcute urmează să facă copilul acolo. Și în felul acesta îi captăm interesul, atenția și poate ușor, ușor va fi disponibil să meargă la terapie. Da, deci trebuie să-i câștigăm încrederea copilului ca să meargă pe drumul acesta. Exact. Trebuie să vă scoatem pe voi psihologi din aura asta negativă în care v-a îmbrăcat societatea. Eu consider personal că psihologii sunt un strict necesar actualmente și cu cât uzităm mai mult de valorile pe care voi puteți să le transmiteți, cu atât societatea poate să meargă mai bine. Este opinia mea și o transmit în fața tuturor ca să beneficieze mulți, dacă nu toți, cei care au nevoie de ajutor psihologic. Aș avea o întrebare ce mi s-a părut și mie dubioasă la început când am gândit-o, dar cred că are ceva substrat. Au, de fapt, copiii nevoie de tine sau mai degrabă părinții? Aici, la această întrebare, îmi vine în minte un citat al lui Jung care spune: dacă dorim să schimbăm ceva la copilul nostru, ar trebui să ne uităm mai întâi la noi înșine, dacă n-ar trebui să schimbăm ceva la noi. Este un citat care se potrivește foarte bine, pentru că, într-adevăr, copilul preia din comportamentele părinților. El învață prin imitare și atunci toate comportamentele neadecvate, să zic așa, pot fi învățate în familie. E adevărat că există și cazuri când familia se străduiește să crească copilul într-un mod armonios și cu toate acestea, la un moment dat, societatea influențează negativ copilul.
Deci sunt cazuri și cazuri. Sunt cazuri în care, într-adevăr, și părinții au nevoie de ajutor pentru că nu știu cum să gestioneze situația. Dar sunt și cazuri în care părinții se străduiesc și atunci copilul este cel care are nevoie de ajutor. Înțeleg. Până la urmă ajungi la terapie de familie, nu? Da, așa este. Că trebuie ajutați și părinții să înțeleagă cum să se raporteze la copil, să fie ok, și trebuie învățat și copilul să-și depășească anumite limite pe care, iată, părinții le-au observat în viața lui. Ultima întrebare și cu aceasta încheiem. Aș vrea să te rog să încurajezi părinții să-și deschidă inima către ajutorul psihologului. Nu neapărat printr-o, nu știu cum să-i spun, nu că le-ai promite ceva, dar să le spui, uite, se poate, din proprie experiență pot să spun că în 5 ședințe, în 10 ședințe se pot vedea rezultate extraordinare în schimbarea comportamentului unui copil. Încurajez părinții să meargă cu ai lor copii la psiholog pentru că se pot schimba multe lucruri. Poți merge la psiholog chiar și în cazul în care copilul nu are neapărat o dificultate. În țările mai dezvoltate, psihologul este ceva normal, natural. Copiii fac asta pentru că așa se face. Dar și în cazurile în care copilul întâmpină o dificultate, e adevărat că se pot obține rezultate mult mai rapid decât dacă am încercat noi acasă să rezolvăm această situație. Pentru că tu ai uneltele pe care noi nu le avem, părinții. Da, este adevărat. Plus că un copil se deschide altfel în fața unei persoane străine, să zic așa, față de cum se deschide în fața părintelui. Corect. Cam în cât timp, și cu aceasta încheiem frumos, cam în cât timp vezi rezultate în viața copilor? Știu că fiecare e diferit, dar în principiu. E greu de spus pentru că copiii vin cu probleme diferite, depinde foarte mult de gradul de afectare, cât de afectați au fost de situația respectivă și atunci poate fi un timp mai scurt sau mai lung. De exemplu, și în cazul unei întârzieri pe limbaj, cel mai scurt timp în care s-a rezolvat problema a fost undeva la 4 luni. Adică foarte puțin pentru un copil cu întârziere pe limbaj. Da. Deci iată că există, nu trebuie să avem răbdare de ani ca să vedem că într-adevăr se întâmplă ceva bine cu copilașul nostru pe care îl expunem unei relații binefăcătoare cu psihologul. Mulțumesc tare mult! Apreciez, Georgiana, deschiderea ta. Mulțumesc. Îți doresc tare mult succes în continuare în lucrul cu copiii. Cred că au nevoie de tine și ți-e face plăcere să lucrezi cu ei și asta e cel mai frumos lucru. Mulțumesc mult! Dragii mei, vă doresc o zi frumoasă în continuare. Nu uitați, deschideți-vă inimile și rezolvați problemele copiilor și va fi bine! Cum v-am anunțat la începutul emisiunii, o să abordăm un subiect foarte important. O să abordăm lupta antidrog, anticonsumul de drog, mai ales pentru copii. Și pentru asta o să avem cu noi două persoane care au venit de la Agenția Națională Antidrog. Așa că haideți să mergeți cu noi, să ne întâlnim cu Magdalena și Mihaela. Bună dimineața și bine ai revenit, Magdalena. Bine te-am găsit, Fabian. Bine ai venit, Mihaela. La matin 7, mă bucur să fim din nou împreună pentru că este un subiect foarte important și trebuie să vorbim cât mai mult despre el, să vorbim despre, mai ales pentru copii, pentru că mergeți la școală, mergeți să vorbiți despre acest subiect, pentru că când vorbim despre droguri, nu trebuie să nu vorbim despre asta, trebuie să vorbim cât mai mult, să înțelegem care sunt efectele, ce se întâmplă pentru copii. Mihaela, pentru că este prima dată când vii la matin în 7, știu că ați organizat un eveniment în noiembrie și fix ai mers la școală. Ce ai făcut acolo? Ce s-a întâmplat? În luna noiembrie, Agenția Națională Antidrog celebrează Ziua Națională Fără Tutun și noi derulăm o serie de activități atât în unitățile școlare de pe raza județului Ilfov, cât și în comunitate. Cu ocazia Zilei Naționale Fără Tutun, împreună cu partenerii noștri, specialiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, al Inspectoratului Județean de Jandarmi Ilfov și un reprezentant al Alianței Internaționale Antidrog, am mers împreună și am împărțit mere în schimbul țigărilor. Am încercat să... La școli, direct? Nu, în comunitate. Dar am avut și activități de prevenire a consumului de tutun în școli. Și această campanie pe care am derulat-o pe parcursul, de fapt, lunii noiembrie, a fost foarte interesantantă. În general, oamenii sunt receptivi la astfel de evenimente și sunt
entuziasmați și pregătiți să primească informații cu privire la tot ce înseamnă prevenire. Informații și fructe, pentru că dacă și fructe, cu... bineînțeles. Împreună cu Magdalena am împărțit clementine la școli. Deci era clementine. Da? Și în comunitate mere și la fel fructe. Și merge asta? Adică dacă schimbăm, propunem o mere în loc de un pachet de țigară, oamenii sunt deschiși? Pe stradă oamenii au încercat, da, să... Sunt deschiși, numai că e prima impresie pe care o au ei și impactul este... cum devine cineva așa și ne cere țigara, sunt persoane care nu doresc să facă schimbul acesta, da, pentru că li se pare mult mai bine să păstreze pachetul de țigări decât să facă schimbul. Dar totuși este ceva nou pentru ei și, în general, oamenii sunt receptivi. Apropo de campania aceasta, Ziua Națională Fără Tutun, anul acesta am mers în câteva școli din județul Ilfov și mi-a plăcut foarte mult faptul că copiii au dorit, le-am cerut lucrul acesta, au dorit să scrie un mesaj către părintele fumător sau către cineva drag care fumează. Și am rămas uimit. Au fost niște mesaje foarte impresionante, foarte profunde. Mi-amintesc că cred că era o fată de 14 ani și spunea așa: dragă mamă, mi-aș dori să nu mai fumez, reproduc din ce mai mi-aduc aminte, aș dori să nu mai fumez pentru că n-aș vrea ca într-o zi să mergi la un medic și să-ți descopere o anumită boală și boala aceasta să te ia de lângă mine. Sunt mesaje foarte puternice și ei sunt conștienți. Mai ales când vin de la copii, este cu impact. Cu un impact mai mare. Și de multe ori și mie și colegii mei ni s-a întâmplat să mergem în școli, să vorbim despre campania aceasta, să spunem exact câte substanțe conține o țigară și așa mai departe, pe lângă tutun, câte alte substanțe nocive. Și de multe ori ne întreabă: dar cum să facem să-i convingem pe părinți să nu mai fumeze? Da, și le dăm tot felul de idei. De constructive. Da. Da, pentru că e important de precizat, pentru că am zis mai devreme că o să vorbim despre lupta antidrog, tutunul este o drogă, practic, pentru că dacă creează dependența, înseamnă chiar dacă este o drogă legală, interesant tot este un drog. Interesant e că e chiar un drog, pentru că studiile recente spun că chiar la 3 zile se instalează dependența de nicotină. Da, deci clar putem că, vorbi da, după 3 zile. Și revin puțin, pentru că asta mi s-a părut tare de cu schimb de mere și țigări, pentru că cumva mi s-a părut și mereu, mi s-a părut uimită în România și îngrozitor faptul că când mergem, nu știu, la un restaurant, la un bar, să bem orice, o limonadă, tot ce vrem, vine cineva cu marketingul și ne oferă pachete de țigări. Dar cum se poate așa ceva în 2019? Știu că există un proiect de lege care vrea să interzice tot felul de reclame, să fie interzisă vânzare la magazin de țigări, dar cum putem să primim gratuit pachet de țigări? E ca și cum, nu știu, primim... O travă frumos ambalată. Exact. Bine, aș zice că nu e chiar frumos ambalată, că dacă observ pe pachet este da, și... Acum nu mai este. Da. Nu, da, exact. Deci dau cianuri, de exemplu, o travă și zic, uite că asta nu e bine pentru sănătate, dar îți recomand, ți-l ofer, poți să mănânci tot ce vrei. Deci asta de aceea am încercat prin această campanie și activitățile noastre în comunitate, da, să promovăm oarecum un obiectiv important al Agenției Naționale Antidrog, stilurile alternative de viață sănătoasă. Prin ce anume? Printr-o alimentație sănătoasă, prin sport, prin mișcare, prin activități ludice, care sunt foarte importante și care, în opinia mea, să zicem așa, de fost cadru didactic, promovează toate valorile morale pe care copiii le învață acasă, pe care trebuie practic să le insufle societatea și, bineînțeles, într-o oarecare măsură și noi, specialiștii Agenției Naționale Antidrog. Da, și este important să mergeți acolo, pentru că dacă un copil are în familie toți sunt fumători, el consideră că este o chestie normală, practic, și dacă nu vine altcineva să zică pe... Vezi că nu e normal și trebuie să ajut și tu părinții tăi cumva să scapi de asta? Ideea este că nici măcar nu sunt informați, adică ei încep să consume tutun, de exemplu, mulți dintre ei ne spun, din curiozitate, din cauza anturajului, văd în familie, adică exemplele din familie contează foarte mult, imitația, exact, și nefiind informați, pot să cadă în această capcană greșită, să zicem. De aceea noi încercăm să le spunem că practic o singură țigară, conform studiilor, conține peste 8.000 de substanțe chimice și ei, în general, când aud această informație, spun: wow, 8.000? Păi cum? Nu conține doar tutun, doar nicotină, doar... Zic, nu, peste 8.000 de substanțe chimice pe care, practic, în mod voit, fumătorii activi le ingerează, iar fumătorii pasivi, din păcate...
cum, exact cum ai spus, când merg undeva, eu știu, la o petrecere, la un local sau... Bine, asta s-a schimbat și asta acum e... Acum s-a mai schimbat, da, dacă pentru că în 2015 afară. S-a schimbat, cred că în octombrie, dacă nu încerc, oamenii au fost dat afară și asta era bine cumva, pentru că e clar că nu puteam să mergem la restaurant, nicăieri fără să... Dar și copiii, asta e problema, că sunt părinți care fumă în mașină, de exemplu. Exact. Și dacă sunt copii în spate, e periculos pe termenul. Și în casă, să știți că obișnuiesc părinții să fumeze și lucrurile acestea îi afectează foarte mult. Îmi spuneau câțiva dintre ei, da, părinții noștri fumează în bucătărie și, sau în altă parte și dacă le spunem, oricum nu ne ascultă, că noi suntem mici. Da. E destul de dificil să schimbi o cutumă și un obicei care se formează într-o familie. Noi venim subtil ca să schimbăm, să producem schimbarea. În primul rând, prin copii, pentru că e resursa cea mai importantă pe care o avem noi și de care dispunem și putem să facem o schimbare atât cât se poate în funcție de dorința părinților. Pentru că ori întâlnim rezistență de cele mai multe ori, ori se produce o schimbare, dar bineînțeles în timp. Da, trebuie să luăm și treptat, dacă suntem fumători, putem deja să avem grijă la copii. Iau un exemplu personal, părinții mei sunt ambifumători și cumva nu au fumat niciodată când eram în mașină. Când sunt singur în mașină, fumez, dar când cu fratele meu eram în mașină, nu s-a fumat niciodată. Sau acasă și în timpul iernii, mereu era afară, deci aveam așa un fel de balcon și era afară să nu se fumează înăuntru, să nu fim afectat de asta. Să zicem că e un primul pas bun, cel mai bun pas ar fi să nu fumez deloc, dar asta e important când avem copii lângă noi. Este ai că... fost, scuză-mă puțin, ai fost tentat vreodată pentru că părinții tăi au fumat să fumezi? Nu pot să recunosc aici că am încercat, că am fumat deja, dar era legat de prieteni. Asta am era, înțeles, deci da. Când eram adolescenți, grupul de prieteni, după asta n-am mai continuat și sunt nefumator astăzi, dar pentru că n-ai presiunea grupului care există și este foarte mare când ești într-un grup de 10 persoane și vezi toți care, hai să încerci tu că vezi că e cool, că nu știu ce, pe până la urmă încerci și după asta nu-ți place deloc, continui puțin pentru că trebuie să vreau să fiu și eu cool, vreau să fiu cool. Deci asta cred că este cel mai mare problemă la adolescenți, la copii, la adolescenți. Aceasta este anturajul de prieteni, presiunea pe care o pun asupra lor și sunt și ei conștienți de lucrul acesta și efectiv îi vezi că nu au soluții pentru asta. Adică se văd cumva în viitor și se gândesc ce ar trebui să facă. Noi tocmai de asta venim cu ideea aceasta. Aveți grijă la presiunea de grup, pentru că este foarte puternică. În momentul în care cineva fumează, Nu te gândești efectiv cât de rău poate să-ți facă tutunul acela. Da, da. Și iarăși mentalitatea adolescentului este acela că nu se poate întâmpla ceva foarte rău, atât de grav. Pentru că nu te gândești pe termen lung, că tutunul te afectează. Adică nu ai un concert după prima țigară, vine mult mai târziu și nu simți. Da, da. Și după asta la viața de adulți apare și problema că există impresia și sentimentul că destresează, că suntem stresați și fumăm o țigară și ne simțim mai liniștiți. Dar asta tot cumva dependența creează. Poate la început este așa, dar la un moment dat când este dependența, după asta lipsa cumva de țigară creează stresul și ne face iritabil. Și bolile asociate practic consumului de tutun. Da, deci asta sunt foarte multe probleme. Știu că aveți foarte multe proiecte pe zona asta, deci era asta în noiembrie pentru Ziua Națională Antitutun, dar aveți mai multe proiecte la agenția și o să vorbim despre ele pentru că trebuie să aflăm ce o să faceți în 2020. Dar vă propun să mergem în bucătărie pentru că nu ai văzut încă cum este, deci o să mergem acolo. O să gătim o rețetă fix pentru copii, pentru că e o rețetă de desert foarte simplă, un desert foarte simplu de făcut și după asta, bineînțeles, vorbim despre proiectele voastre, așa că rămâneți cu noi, ne revedem peste 2 minute în bucătărie. Sunt tot mai activ telespectatorii noștri, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult, vă iubesc pentru asta. Până să trecem la întrebările noastre centralizate, aș vrea să-ți mai citesc încă un mesaj de la Andreea Beatrice. Ce pot să fac astfel încât să-mi păstrez hainele să arate la fel de bine ca atunci când le-am cumpărat? Cum ar fi să poți să pui orice întrebare și să ți se răspundă? Să faci așa și să apară specialistul? Sau să existe o emisiune în care tu să pui întrebările? Ei bine, acest lucru este posibil. Sunt Alina Ilioi Mureșan și doar la Alături de Tine toate lucrurile menționate tu poți să le faci. Te aștept în fiecare zi, de luni până joi, de la 19:30, doar la 7:00.
Vă salut, sunt Consuela Bălașa și... Vrei să fii la curent cu noutățile din domeniul medical? Antidepresivele nu dau așa ceva, nu dau dependență, însă... Vrei să afli când și mai ales cui trebuie să te adresezi? Pe lângă asta avem bariera hematoencefalică. Din sânge în creier n-au voie să treacă metalele grele. Nu voi înlocui niciodată vizita la medic, dar îți voi oferi întotdeauna informații de calitate doar de la profesioniști. Implantul de păr nu tratează căderea părului. Te aștept marți, de la ora 19, să stăm împreună de vorbă cu doctorul. Vă invităm cu drag la concertul umanitar de colinde Printre oameni. Sâmbătă, 14 decembrie, ora 19, în Aula Magna a Facultății de Drept de la Universitatea din București. Vor cânta tenorul Fang Shuang, Alin și Florina Jivan, trioul feminin Nobles, Amalia Decean. Prezintă Alina Ilioi Mureșan și Cornel Dărvășan. Concertul este organizat de A7 TV, Universul Juridic și Facultatea de Drept în parteneriat cu Maurer Imobiliare. Vă invităm să simțim împreună cu cei de la Fundația Alinare. Eu fac sport și îmi trebuie training la școală. Este cu handicap grav. Da. Zero, grav zero. Foarte greu. Eu mă rog în fiecare seară să se vindece și chiar cred, de multe ori, poate chiar mă iau de ea. Îi spun, du-te și operează-te, nu mai stă așa. Ce înseamnă mama pentru tine? Printre oameni sunt oameni singuri. Printre oameni sunt lacrimi de copii înfometați. Printre oameni Crăciunul e doar o simplă zi fără speranță. Vino la concertul umanitar din 14 decembrie și cunoaște-i pe cei pentru care cântăm în speranța că vor avea un Crăciun luminat. Am ajuns pentru prima dată astăzi în bucătărie și o să facem o rețetă de desert, o rețetă de pain perdu. Am vorbit puțin despre această rețetă, o să vorbim despre proiectele voastre la Agenția Națională Antidrog, dar vă explic repede, oricum știți despre ce este vorba. Pain perdu este de fapt când avem pâine acasă și s-a întărit și nu putem să facem nimic cu el, ne stricăm dinții dacă mâncăm de el, așa că putem să-l savăm cu ou, lapte și zahăr, l-amestecăm și o să le punem într-o tigaie și, bineînțeles, după asta se va prăji puțin și va fi perfect ca un desert. După asta punem niște fructe, niște banane, niște nuci, niște capșun, ori... ce vrem noi. Deci există o libertate totală. Deci eu o să pregătesc asta și vreau să-mi prezintez, pentru că am vorbit despre o companie anti-tutun care s-a desfășurat în noiembrie, dar aveți mai multe proiecte al cursului anului și ce se va întâmpla anul viitor, mai ales, să zicem, pentru copii, ce o să faceți la Agenția Națională Antidrog? Și anul viitor se menține Strategia Națională Antidrog 2016-2020 și vom avea aceleași proiecte naționale. Cum să creștem sănătoși și nu mai știu dacă ți-am spus data trecută când am fost în emisiune, cum să creștem sănătoși este adresat copiilor din mediul preșcolar, deci celor de la grădiniță, dar și celor de clasa 1. Și este un proiect care îi ajută pe copii să dezvolte diferite abilități. Prima dată să învețe să aibă grijă cu igiena, ce alimente să mănânce, care sunt, apropo de dulciuri și de dulciurile, să mănânce mai puțin, mai multe fructe, mai multe legume, învață să se comporte civilizat la grădiniță, la școală, să nu fie violenți. Sunt mai mult ține deci sănătos pe plan fizic, pe plan și psihic, practic, și mental, și mental, să fim sănătoși și cu colegii noștri, să nu ne certăm. Exact. Cât pot ei să perceapă la vârsta preșcolară. Sunt mai mult, presupune acest proiect, mai multe activități recreative. Se fac tot felul de joculețe, desenează. Proiectul acesta este special conceput pentru vârsta lor. Sunt fișe cu desene, desenează
o pastă de dinți, desenează o ciocolată, să vadă ce e sănătos, ce trebuie să folosească, ce nu trebuie să folosească. Și sunt niște proiecte care prind foarte bine pentru vârsta lor. Cum să creștem sănătoși este prezentat de două personaje foarte interesante, Fifi și Bondărel. Deci sub formă de poveste. Sub formă de poveste, da. Da. Pentru că Mirela ziceai că tu ai lucrat în cadrul didactic, deci cumva este specialitatea să te interesezi la cum să transmiți un mesaj către exact, copii. Exact, contează foarte mult acest lucru pentru că, în general, copiii sunt foarte receptivi și sunt foarte sensibili. E nevoie, practic, să te joci cu ei ca să le poți transmite. Adică niciodată noi nu vom merge la lecție și vom spune astăzi vom face o lecție cu privire la un anumit subiect. O să învățăm că nu este exact, bine exact. Să... Exact, adică, nu niciodată nu începem... Începem întotdeauna prin joacă. Haideți să ne jucăm, haideți să învățăm lucruri noi, haideți să sărim, să cântăm, să povestim și să fim prieteni, practic. Un alt proiect, ca să continui, este ABC-ul emoțiilor, care se adresează copiilor de la clasele 1-2. Noi am dus acest proiect și până la clasele 3 și 4, deoarece cadrele didactice au fost foarte entuziasmate și și-au dorit acest lucru. ABC-ul emoțiilor merge foarte mult pe dezvoltarea emoțiilor pozitive, pentru că, exact cum îți spuneam, copiii sunt foarte sensibili. Mulți dintre ei, nu știu, trec prin anumite momente, sunt poate familii monoparentale, mulți părinți sunt plecați, cum, mă rog, este o situație la noi în România, plecați în străinătate la muncă și copiii rămân în grija bunicilor, care ori sunt în vârstă, ori nu pot să se ocupe foarte, foarte mult de ei și atunci copiii trec prin foarte multe momente și trăiri. Și atunci, prin acest proiect, noi încercăm să echilibrăm oarecum balanța, adică emoțiile pozitive să se dezvolte mai mult, iar cele negative să învețe să și le gestioneze, practic. Deci să nu scăpăm de ele, deci cumva să conștientizăm că sunt, dar trebuie să le gestionăm. Exact. Și oarecum să reușească să se integreze și la școală și în grupul de prieteni. Contează foarte mult pentru ei să aibă mulți prieteni, mulți colegi de vârsta lor cu care să joace, să-și împărtășească diverse opinii, păreri cu privire la un lucru. Bună, că exact. Categoric. Promovăm un limbaj adecvat. Frumos și adecvat, dar și un comportament moral și adecvat, pentru că în general au mai existat așa situații în școli, de aceea am mai mers cu colegii noștri de la Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul de Jandarm, deoarece bullying-ul începe oarecum să se răsfrângă în anumite situații și noi încercăm oarecum să stopăm și acest fenomen. Vedeți că deja am amestecat lapteul și zaul. Deci arată foarte bine. Ce am de făcut este doar să pun pâine acolo și să pun în tigaie, o să lasăm 2 minute pe fiecare pas și după asta va fi gata. Și am pregătit niște poze, ați venit cu poze despre activitățile, așa că o să le afișăm pe ecranul în fața voastră și dacă putem să le comentăm, să vedem, dar eu deja o să și fac... Și mai avem, aș dori să vorbesc despre proiectul Necenzurat, este adresat... Necenzurat, da. Deci sună pentru... foarte... Dar pe cât este de pompos așa denumirea, pe atât este de... se potrivește copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani. Este un proiect care vizează anumite situații prin care pot trece preadolescenții, da? Vorbim de vârsta aceasta, între 12 și 14, și trec prin anumite situații, cum ar fi schimbarea domiciliului. Ei trebuie să învețe să se adapteze în anumite dacă situații. Schimbăm școala, dacă schimbă școala, prieteni, schimbă colectivul de prieteni, întâlnesc prieteni acolo care se pot comporta frumos sau nu, depinde de... sau poate să aibă anumite obiceiuri care să influențeze și pe ei, nu dintre cele mai bune. Și atunci venim cu ideea de a-i ajuta și a-i preveni cu privire la situații în care pot fi puși și în care ei trebuie să știe cum să acționeze. Mai sunt și despre tutun, acolo avem și o prezentare despre tutun, despre substanțele pe care le conține, și se potrivește vârstei lor, pentru că este conceput la fel și acest proiect potrivit cu vârsta lor și situațiile în care se pot găsi la un anumit moment. Da, vedem aici pozele pe ecran și partea interesantă ce mi se pare la ce explicați despre proiectele voastre este că când ne gândim la Agenția Națională Antidrog, înseamnă că
Nu știu, ne așteptăm să faceți numai atelier despre efectele a drogurilor sau cum trebuie să renunțăm dacă n-am apucat sau ceva din asta, dar chiar lucrați de la prima problemă, să zicem, da, prima etapă este dacă avem valorile bune, nici nu ajungem la drogura asta, da. Deci cum să învățăm să avem valori bune și după asta nici nu ne apucăm de droguri și cumva asta este cea mai bună metodă, este să prevenim, să avem grijă, să nu ajungem niciodată exact la drog. Exact. De asemenea, avem aceste activități de prevenire în comunitate care au un impact destul de mare asupra persoanelor la care mergem și pe care le vizăm cu privire la efectele drogurilor. Chiar la un moment dat am întâlnit o persoană și zice, mi-ar plăcea chiar astăzi că v-am întâlnit și mi-ați dat pliantul, chiar astăzi mi-ar plăcea să renunț la fumat. Și era, bineînțeles, cu țigara în mână. Da. Da. Dar nu se știe niciodată, pentru că exact cum pui sămânța, cum un semănător seamănă, nu se știe unde va ieși, unde va răsări sămânța. Da, da, da. Și atunci noi ne facem această datorie de a împărți pliante, de a le spune oamenilor, de a sta de vorbă cu ei și a învăța totodată cum să-și ferească copiii de situația aceasta a consumului de droguri. Da, pentru că este clar că nu o să vedeți rezultat imediat. Adică dacă vorbiți cu o persoană, nu o să ia pachetul de țigară și o să-l aruncă și să zic gata, am terminat și a scăpat pentru o viață întreagă. Da, este o muncă pe termen lung și este important de făcut pentru că, cum ziceai, cine știe, pentru că ai povestit despre o fetiță care a scris pentru părinți că da, nu vreau să aveți o boală, să muriți cumva din cauza asta și asta e clar că poate să aibă un impact mare și cu ajutor poate să scapă părinții, pentru că e clar că când este vorba de drog și de tutun, de exemplu, e greu, nu, mai multe cazuri nu putem să ne oprim așa, să zicem gata, am terminat, trebuie să avem parte de ajutor. Noi lucrăm cu copiii, că vorbea colega mea, de mesaje, atât de promovarea unor mesaje pozitive, cât și prin desene. Pentru că am organizat multe expoziții cu ocazia Zilei Naționale Fără Tutun, în care elevii și-au exprimat, practic, tot ceea ce simțeau ei cu privire la mesaje pozitive. Și că am vizionat și câteva imagini în comunitate. Vreau să-ți spun că, în general, cadrele didactice au fost foarte receptive și au primit acest lucru foarte bine și copiii totodată. Am ieșit cu copiii și am împărțit mere în comunitate în Chitila. Am avut sprijinul școlii gimnaziale profesor Ion Vișoiu și am reușit să facem multe acțiuni frumoase împreună. Totodată, să zic așa, am încercat să cochetez cu ideea de a scrie, să zicem, o scenetă și o scenetă antidrog, tocmai cu privire la prevenirea consumului de tutun și altor tipuri de droguri și o să încercăm anul următor să o interpreteze copiii de la școala gimnazială numărul 1 Cornetu, să zicem așa, cu poarta deschisă, cu ușa deschisă și noi să le oferim din partea agenției tricouri și, mă rog, materiale promoționale ca răsplată a muncii, a muncilor. Deci un fel de piesă de teatru. Exact, un fel de piesă de teatru. Deci se învață, se juca interpretat deja, timp, s-a interpretat. Se câștiga ceva la final. Exact, deci este, exact. Ați ghicit tot ce aveți nevoie pentru să atingeți copii și să aveți un efect cât mai mare asupra lor. Vedeți că am terminat între timp rețeta noastră și o să vă invit să August. Bineînțeles că aveți mai multe proiecte pentru 2020 și vă mai așteptăm la Matin 7 să povestim despre ele, să ne facem un bilanț și să vorbim pentru părinți care nu au posibilitate sau copii care nu au posibilitate să ajung la voi pentru că încercați să ajungeți absolut oriunde, doar că da, există și o limită umană pentru că nu puteți să mergeți la fiecare școală, așa că există un site unde putem să ne aflăm mai mult, dacă puteți să ne ziceți unde putem să aflăm mai mult despre companiile sau... Da, Agenția Națională Antidrog are un site, poate să acceseze oricine, site-ul www.ana.gov.ro. Acolo va întâlni acel raport național unde apare problematica consumului și ce categorie de vârstă este afectată și de ce droguri vorbim, pentru că fiecare consumator alege, mă rog, un anumit tip de drog, care sunt efectele, care sunt persoanele afectate și decesele care se produc în urma consumului de droguri. Iar pe noi, specialiștii din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ilfov, ne puteți găsi pe șoseaua Giurgiului numărul 123, la numărul de telefon 451 0207,
oricând vă putem transmite informații cu privire la prevenirea consumului de droguri și la riscurile asociate. Deci dacă aveți orice întrebare, sunați, mergeți acolo, mergeți pe site și o să găsiți cu siguranță un răspuns, dar ideea este să întrebați, să nu credeți că nu se poate sau dacă știți pe cineva care are nevoie de ajutor, să vorbiți cu persoana respectivă, pentru că e clar că avem nevoie și de acordul respectiv, că dacă o persoană nu vrea să scapă, nu avem ce să facem, dar putem să o încurajăm și putem să o ajutăm, să nu închidem ochii și să nu avem impresia că nu este problema noastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Matin 7, că ne-ați povestit despre proiectele voastre pentru anul viitor și mulțumesc pentru ce faceți, mai ales pentru copii, pentru că asta este important, prevenirea, să nu ajunge la consum de drog la nici copii, că fie vorba de tutun, de drog mai dur, de alcool, de tot ce conduce drog. Am vorbit de zahăr, că nu mâncăm prea mult zahăr, deci această rețetă... Cu moderație. Exact, cu moderație este bună, dar e clar că nu o să mâncăm un copil de 6 ani dacă mănâncă 6 felii de pâine cu zahăr, va fi o problemă, deci tot ce este în exces este de evitat. Mulțumesc încă o dată că ați venit. Mulțumesc și vă mai așteptăm. Dragi spectatori, mergem mai departe în emisiunea noastră și pentru că ne pregătim de sărbătorile, o să ne întâlnim cu Elena Santos și rubrica ei Acasă cu Elena. Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Sunt Elena și săptămâna aceasta vom vorbi despre cum ne planificăm toată luna decembrie. Știm cu toții că în luna decembrie este luna sărbătorilor de iarnă, care vine cu multe bucurii, dar și un pic de stres. Pentru asta avem nevoie de o mică planificare. Și cum facem asta? Ne luăm frumușel o agendă și începem și scriem. Asta dacă nu vă place foarte mult tehnologia și folosim telefoanele deștepte, să spunem așa, cu toate aplicațiile mai nou apărute, nu? Despre organizare, planificare și toate cele, mai ales bugetul, nu? Mi-am notat în agenda câțiva pași la care eu m-am gândit că sunt necesari de făcut în această lună. Și anume, m-am gândit la buget. Cam cât aș cheltui eu pentru o familie de 5 persoane în luna decembrie? Trebuie să mă gândesc așa. Câte cadouri am de cumpărat? Pentru cine? Iau doar pentru familie sau iau și pentru prieteni? Sau unde fac Crăciunul? Sau... dacă va fi la mine acasă și voi fi gazdă, cam ce meniu voi avea și câți bani voi aloca pentru acest meniu? Să nu mai punem în discuție decorațiunile. Că ce a fost în anul trecut sau în anii trecuți, nu se mai poartă anul acesta, dar fiind o femeie, să spunem așa, chibzuită, am zis că voi recupera câteva din decorațiunile de anul trecut. Ceea ce înseamnă că trebuie să umbru și în decorațiuni, să mai minimizez un pic așa, pentru că avem foarte multe. Voi folosi câteva decorațiuni de anul trecut și câteva accente actuale, însemnând că voi folosi verdele, roșu, auriu și culori pământii. Uitându-mă la tutoriale din Statele Unite, am văzut că acest stil se numește farmhouse. Farmhouse sau nu, eu fac stilul care simt eu că mi-aduce bucurie în casă. Asta îmi dă de gândit că parte din decorațiunile pe care nu le mai folosi, le voi vinde pe diverse grupuri pe Facebook, că tot se poartă, nu? Sau le voi dona, de ce nu? Pentru că de ce să-mi aglomerez casa cu foarte multe lucruri când aș putea să muncesc mai puțin? Că tot veni vorba de muncit mai puțin, să ne amintim că va trebui să facem și o mică curățenie, așa, prin toată casa. Nu generală, dar atâta cât să ne aducă nouă o stare de confort. Înainte de a începe decorarea casei, zic eu, pe bani puțini, dar cu efect de milioane, să facem o scurtă recapitulare la planurile noastre pe luna decembrie. Nu uităm că ne luăm o agendă, ne trecem în ea. Bugetul, unde și ce vom face de sărbători, cu cine ne vom petrece sărbătorile, dacă suntem gazde, cum vom găzdui această sărbătoare importantă pentru noi toți. De exemplu, eu
Obișnuiesc să decorez masa de Crăciun cu diverse elemente specifice, ori un brăduț, ori... Da, vă voi arăta într-un episod următor. Până vom decora împreună masa de Crăciun, am făcut deja și recapitularea, eu zic să ne apucăm de treabă și să vă arăt exact cum fac eu o decorațiune cu ceea ce am prin casă și un element nou, astfel încât să economisesc o parte din bănuți și să mai îmi rămână și în ianuarie, nu-i așa? Pentru că petrecem și de Crăciun și de Revelion și în ianuarie ce facem? Suflă vântul în buzunare? Nu! Suntem organizați, cheltuim înțelepți sau cu chibzuială și ne și distrăm, nu-i așa? Fără stres și pe bani puțin, cu efect de milioane, cum spuneam și mai devreme. Haideți la treabă să vă arăt! V-am spus că am multe decorațiuni. Avem beteală, avem alte decorațiuni, globuri. Aici am cumpărat câte ceva să fiu oarecum în trendul pe anul acesta. Și să începem să facem decorațiunea noastră simplă, pe bani puțin, cu efect de milioane. Să vedem ce mai avem noi de anul trecut. O avem pe aceasta. Ce bine că m-am organizat și mi-am pus în cutii toate decorațiunile, că acum este mai simplu să caut. Ok, ia să vedem de aici ce alegem pe asta. Așa. Și... Sfoară ca să fim în trend, că este. Așa, o foarfecă, bineînțeles. Și cam asta zic, nu? Să ne apucăm de treabă. Și cea de-a doua sforicică. Și aproape gata aranjamentul nostru. Simplu, elegant și, cum vă spuneam, de efect. E? Altă viață! Și am și economisit, pentru că am reutilizat o parte din decorațiunile de anul trecut. Am și elemente noi, am și verdele și roșu și ne pregătim acum de împodobit bradul. Dar asta în episodul următor. Până atunci ne bucurăm de decorațiunea noastră simplă. Mie mi-este tare dragă. Fabian, ce zici? Este de efect? Și pe bani puțin, nu? Sunt Elena și vă aștept la mine acasă data viitoare cu împodobitul bradului. Am intrat deja în a doua oră la matin 7, înseamnă că mai avem doar două ore de petrecut împreună și va fi weekendul pentru noi. Nu neapărat pentru voi dacă mergeți la birou astăzi, dar până în seara asta se va termina săptămâna și o să ne bucurăm de un weekend plăcut, o să ne relaxăm, o să ne odinim, pentru că oricum ploi afară, deci trebuie să stăm acasă, să ne relaxăm, să stăm în familie, să ne conectăm cu familie, cu prieteni, cu copii, să interacționăm, să nu stăm numai pe televizor, să ne uităm la serial, dar să avem o parte a de un program frumos în familie. Și vorbim despre program frumos, va fi un program frumos pentru Uniunea Europeană în câțiva săptămâni, pentru că în sfârșit o să aflăm, poate teoretic, dacă se va face Brexitul sau nu. Și asta este o informație foarte importantă, pentru că s-au făcut alegerile parlamentare în Marea Britanie și rezultatele au ieșit în această noapte și Boris Johnson, actual primul ministru din Marea Britanie, a fost cumva câștigat, pentru că partidul lui a avut majoritatea absolută la Parlamentul din Marea Britanie. Înseamnă că el este pro-Brexit, vrea să negociază în Brexit și a fost respins propunerea lui de acord
acord până acum, pentru că nu avea majoritate la Parlament, dar acum s-a schimbat și el a anunțat că vrea să fi semnat acordul înainte de Crăciun anul ăsta, să fi gata Brexitul pentru data de 31 ianuarie. Înseamnă că, începând de anul viitor, nu o să mai avem Marea Britanie în Uniunea Europeană, dar asta mereu zicem că de data asta este sigur, se va întâmpla și mai departe, dar cine știe că sunt mari surprize și se schimba foarte repede lucrurile acolo, așa că trebuie să mai așteptăm, să vedem, să fim singuri și după asta, bineînțeles că vor exista negocieri, dar de ce ne interesează noi, pentru noi în România, de ce este important? Pentru că sunt sute de mii de români care sunt în Marea Britanie și va fi un impact mare pentru ei. A fost lansat o companie de cere, deci dacă vrem să stăm acolo, putem să facem o cere și să obținem un permis să stăm în Marea Britanie, dar cumva viitorul este mai obscur, nu știm exact ce se va întâmpla pentru români din Marea Britanie, dacă vor putea să rămână acolo sau dacă o persoană vrea să ajungă acolo, dacă un student vrea să facă facultate în Marea Britanie, cum se va desfășura, cum va fi, asta o să aflăm după 31 ianuarie, dacă este Brexitul sau nu și după asta va urma în tot anul 2020 și o parte de negociere între Uniunea Europeană și Marea Britanie pe partea de acordurile comerciale. Deci, care va mai fi legătura între Marea Britanie și Uniunea Europeană, dacă mai vor fi acorduri, sau dacă va fi considerat ca o țară străină care nu mai are nicio legătură și niciun drept cu Europa. Deci, trebuie să fim atent la asta și mai ales pentru români care stau în Marea Britanie. Dar dacă revenim în România, o să ne interesăm la vremea de astăzi și cum ziceam, este o vreme de stat acasă, pentru că e clar că când vedeți și dacă vă uitați pe geam, nu aveți niciun chef să ieșiți pentru că plouă foarte mult la București în momentul de față, dar pe tot partea de est al țării, la București, la Constanța, până la Suceava, la Suceava e puțin frig, avem 3 grade maxim astăzi, la București puțin mai mult pentru că avem 8 grade, la Constanța 12 grade, Timișoara 11 grade, dar pe partea de vest, la Timișoara, la Drobeta Severin, la Craiova și la Oradea, o să vedem soarele astăzi, va fi norat mai ales dimineața, după asta se va vedea soarele. Dar pe zona Bucureștiului, pe partea de est al țării, de la Cluj-Napoca până la Constanța, de fapt, o să ploua, va fi norat și vremea va fi destul de neplăcut. Și în restul săptămânii, mai ales în timpul weekendului, nu se va ameliora pentru că sâmbătă și duminica va fi norat peste tot, în afară de duminica la Timișoara, în care va fi o vreme mai frumoasă, dar temperaturile sunt foarte bune pentru această perioadă al anului. O să avem peste 10 grade la București, Brașov și Constanța. La Iași va fi frig, o să avem maxim 8 grade luni, dar în rest avem medie 3-4 grade și la Timișoara suntem aproximativ la 10 grade până marți inclusiv. Și la începând de săptămâna viitoare, începând de luni, va fi mai puțin bună vremea, deci o să se ameliora, o să vedem soarele, dar trebuie să așteptăm încă 3 zile pentru asta și din păcate se întâmplă fix când este weekendul și când teoretic trebuie să avem timp să ieșim, să ne relaxăm, să ne bucurăm. Deci asta e cel mai neplăcut, când este frumos afară, când suntem la muncă și când este stricată vremea, când suntem un weekend acasă. Da, așa este, nu putem să controlăm vremea și trebuie să-l acceptăm și să facem cu asta. Și bineînțeles că în fiecare zi vă propun acum să mergem, să ne plimbăm prin acest platou și să ne întâlnim cu Abigail. O să vorbim despre ziua de astăzi în istorie, pentru că mai avem puțin ocazie în luna decembrie, va fi o lună mai scurtă pentru că bineînțeles că o să intrăm cu sărbătorile și mai avem câțiva zile la dispoziție să profităm de această rubrică. Bună dimineața din nou, Abi! Bună dimineața din nou, Fabian! Să știi că m-am gândit la acest aspect, la faptul că nu avem ziua de astăzi în istorie pe weekend, în mod special. Pentru vacanță n-am ce să fac, mi-ar trebui un matinal întreg ca să vă spun toate evenimentele. Da, putem să facem live doar cu tine, deci intri tu de la tine acasă, cu telefon... Vreau să mă bucur și eu de vacanță. Însă, astăzi am ales să vorbim despre toate evenimentele din acest weekend, așa că nu ne rezumăm doar la ziua de astăzi, ci avem și ziua de mâine și ziua de poimâine, așa câte puțin din fiecare. Astăzi, deci pe 13 decembrie, dar în 1996, liderii Uniunii Europene au prezentat designul bagnotei euro. Deci, practic, de atunci a fost a căpătat bagnota euro imaginea pe care o are acum.
Scuza-mă că vorbim despre asta, am citit o actualitate că Banca Națională a României va scoate anul ăsta, pe 16 decembrie, deci săptămâna viitoare, niște monede speciale de colecție cumva pentru cele 30 de ani după Revoluție și după căderea comunismului. Deci vor fi o monedă specială, vor fi 500 de monede în argint, deci foarte puțin, wow, cu valoare foarte mare, 10.000 de un material, nu mai știu cum se numește materialul, dar în fine... un aliaj mai ușor. Da, un aliaj care conține puțin aur, dar pentru colecție, deci practic 10.000 de monede și peste 500.000 de monede normale care vor fi puse în circulație. Da, în circulație și deci o să avem monede speciale de 30 de ani. Să știi că am găsit în portofel din întâmplare, am dat săptămâna asta, mi-am dat seama că aveam două monede de anul trecut, când a fost centenarul, aveam două monede cu Ferdinand, cu primul rege al României. Și mi s-a părut foarte interesant și fain gestul și vreau să zic că am ținut de ele până am rămas la modul, mă uitam la ele, hai mai bine schimb banii decât să le dau pe asta la magazin. Da, și asta nu ne-ați prins încă în România când va ajunge euro, deci când s-a făcut în 2001 trecere către euro, era o nebunie și am început, după asta am abandonat, am început și o colecție pentru că fiecare țară are piese diferite, deci un euro din Franța nu este la fel decât în Italia, decât sunt fiecare, este personalizat, sunt ediții speciale și sunt colecționar de monede și cred că am niște franc, deci dinainte de, cred că am o piesă de 50 de franc în argint din 1950, singura piesă pe care am păstrat, că era mai drăguță și cred că peste 100 de ani o să fie valoros dacă familia mea îl păstrează după. Să-l lași în testament. În 2005 a fost inaugurat noul sediu al Bibliotecii Academiei Române din București. Este un sediu care cuprinde lucrările celor mai importanți academicieni români, extrem de importanți și destul de mulți la nivel național. 14 decembrie, adică acum vorbim de ziua de mâine. În 1918, apropo de Marea Britanie și despre de votul exercitat în aceste zile, abia în 1918 femeile au primit drept de vot în Marea Britanie și practic atunci au votat prima dată. Astăzi, de fapt ieri când au avut loc alegerile, cred că au avut un cuvânt greu de spus la alegeri, însă în 1918 și până atunci... Așa. Da, zici, ai abia, era destul de devreme, pentru că sunt foarte multe țări care au permis abia mult mai timp. După cel de-al doilea război mondial. Acum ne întoarcem un pic în timp, pentru că tot pe 14 decembrie 1799 a decedat George Washington, primul președinte al Statelor Unite. Și acum trecem la ziua de duminică. 15 decembrie, în 2001, s-a redeschis publicului turnul din Pisa, care fusese închis în 1990 pentru consolidări. Nu putem să spunem că acum este extraordinar de consolidat și drept, dar arată mult mai bine decât înainte de 1990. Am înțeles, dar e clar că e foarte ciudat acest turn și n-am ajuns niciodată acolo, dar nici nu vreau să urc acolo, pentru că să imaginezi dacă se prăbușește fix când ești înăuntru. Se pare periculos, mi-ar fi frică. Este de o imensitate colosală, adică nu te gândești că ar putea să prezinte vreo fragilitate, însă în momentul în care îi vezi inclinația, zici, o, Doamne, dacă ăsta cade, clar murim toți. Da. Mulțumesc foarte mult pentru ziua de astăzi în istorie. Te mai așteptam luni să ne povestești ce se va întâmpla în cursul săptămânii, pentru că ne-ai povestit din acest weekend. Așa că ne vedem și mai târziu, în ultima oră, dar pentru rubrica ta Accent Cultural, deci nu o să fi în direct, o să ieși puțin, o să pleci din platoul nostru și bineînțeles că în fiecare dimineață și că în fiecare început de oră ne întâlnim acum cu Narcisa Espas și rubrica ei Părinți și Copii. Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Espas și vă invit la Minutele pentru Părinți și Copii. Astăzi mă aflu la editura Herald și stau de vorbă cu psihologul Sorin Lucaci. Sorin, mulțumesc din nou pentru că ți-ai oferit puțin din timpul tău să stăm de vorbă. Cu drag! Mulțumesc că ați venit! Astăzi vreau să te rog să ne vorbești despre să destructurăm acest mit al copilului care o ia razna în adolescență. Pentru că am impresia că s-a creat o întreagă industrie în jurul acestei idei.
Și nu știu dacă are bază așa de solidă pe cât se spune că are. Chiar o iau razna copiii când se apropie de adolescență? Nu neapărat. Ideea este că trebuie să înțelegem ca părinți foarte clar faptul că pe parcursul copilăriei se produc niște mutații firești și nu numai la nivel hormonal, dar și la nivel cerebral. Vorbim despre cristalizarea personalității. Pentru că, într-un fel, este un copil la vârsta de 2-3 ani, altfel este la vârsta de 7-8 ani și altfel este la vârsta de 14-15 ani. Și atunci noi, cumva, părinții, trebuie să fim în pas cu toate aceste transformări semnificative din viața copiilor noștri. Și pornind de la cartea lui Michael Thompson, Prieten bun, dușmani aprigi, să înțelegem viața socială a copiilor noștri, cartea apărută în colecția Parentaj la editura Herald, chiar pe coperta 4 niște lucruri foarte interesante. Între aceste pagini se ascunde o mărturie caldă a celor mai semnificative momente din viața socială a copiilor. Autorii vorbesc cu sensibilitate despre lumea socială în care copiii își formează propria personalitate și confirmă unii altora abilitățile și calitățile și își oferă suport și confort emoțional despre nevoia lor profundă de prieteni, rivalitate și agresivitate. Practic, și în această carte și în cartea Vâltoarea Minții, pentru că tot vorbeam despre transformări cerebrale, puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, de Daniel Siegel, care Daniel Siegel este specialist în educația copilului, este psiholog, este psihiatru, este tată de copii și vine practic cu propriul lui exemplu a copiilor în momentul în care a scris cartea, copiii lui erau adolescenți, vorbește și aici despre rolul acesta al transformărilor cerebrale în creierul copilului odată cu trecerea timpului. Faptul că din punct de vedere fizic și din punct de vedere hormonal se produc niște schimbări în fizionomia copilului, fată, băiat. Toate aceste modificări ale corpului și ale mecanismului în care corpul funcționează își au repercusiuni în viața emoțională și în viața socială în comportament a copiilor. În cazul unui atașament sigur, pentru că Daniel Siegel vorbește despre cele patru forme de atașament, în cazul unui atașament sigur, în cazul unor părinți foarte, foarte echilibrați, care au mers pe calea de mijloc, care nu au fost nici foarte hiperprotectori cu copilul, dar nu au fost nici indiferent, poți să faci ce vrei în felul ăsta, crezând că arată iubire față de copil, dacă devine părintele exagerat, excesiv de permisiv. Părintele echilibrat, practic, îl ajută pe copil să-și dezvolte autonomia și independența. Și atunci copilul să aibă un soi de echilibru între ceea ce înseamnă a fi introvertit și extrovertit, să aibă un comportament social dezirabil alături și față de colegi la școală, față de comunitățile din care copilul face parte. Cu cât un copil este, să spunem, îi se recomandă, îi se sugerează să dezvolte și să aibă mai multe activități extracurriculare, nu îi se impun. Aici trebuie să subliniez foarte important. Nu îi se impun de către părinte, ci doar îi se recomandă. Că e vorba de teatru, de muzică, de sport, de ce vrea copilul să facă, trebuie să ne gândim că în comunitățile respective copilul ajunge să socializeze și să se deschidă foarte, foarte mult. Vreau să mă întorc puțin la ideea de atașament sigur. Dacă un copil este crescut cu un atașament sigur, aproape ca sigur că nu va face nici lucruri riscante în excentrice și așa, dar da. Nici nu va fi extrem de reținut și bancal. Exact, presupun că va fi copilul de mijloc. Exact, asta este. Părintele de mijloc,
copilul ajunge să formeze cumva prin propriul său comportament, ajunge să formeze copilul de mijloc. Pentru că calea echilibrului este cea mai bună. Doar dacă stăm să ne imaginăm două exemple de părinte autoritar și foarte hiperprotector, în care copilul nu face mai nimic, ne dăm seama ce independență și ce autonomie își dezvoltă copilul ăla la adolescență. Dincolo, în momentul în care eu nu mă implic deloc și nu-mi pasă și devin excesiv de permisiv cu copilul ăla, ce se va alege de el? Deci niciuna, eu nu-i dau, practic lui, nu-i insuflu ca părinte niciun fel de, prin neimplicarea mea, eu nu-i insuflu niciun fel de principii de bază ale vieții și niciun fel de valori morale. Și atunci cele două extreme nu sunt ok. Mulțumesc. Hai să vedem o latură acelui părinte care dorește să se implice în viața copilului său, dar vede un zid înalt de nu și spune resemnat, zidul dintre generații nu poate fi dărâmat. Este o realitate? Este o realitate, dar eu am sentimentul că este o realitate doar în mintea copilului sau doar în mintea părintelui. Acea realitate... Ei, copilul percepe fix așa cum este viața. Acea realitate nu există. Atâta timp cât părintele este un părinte deschis la minte, open mind, atâta timp cât părintele își păstrează umorul, își păstrează empatia, își păstrează buna dispoziție, își păstrează dorința permanentă de comunicare cu copilul, copilul să-l simtă aproape. Orice copil pe lumea asta se deschide în momentul în care vede un comportament asertiv din partea părintelui. Deci zidul cade, zidul acela cade atunci când părintele este aproape de copil și copilul este în această deschis. Perioadă, cu atât mai mult în jurul vârstei de 14, 13, 15 ani, copilul are nevoie de tot suportul și de tot sprijinul părintelui, să-l simtă cât mai aproape. De ce să-l? Pentru că în mintea, în sufletul, în corpul lui se produc niște mutații foarte importante, niște transformări. Repet, nu doar la nivel fizic, dar mai cu seamă la nivel emoțional. Și ăsta este momentul în care părintele trebuie să fie aproape de copil și mai ales copilul să-și simtă părintele aproape. Nu doar fizic, degeaba stă lângă mine dacă el nu îmi comunică absolut nimic prin prezența lui. Da, probabil că dragostea pe care ai avut-o față de copilul tău când era un puișor și era dependent de tine, trebuie să o concretizezi și la vârsta adolescenței. Și să o reactivezi. Da, mulțumesc. Își urăsc adolescenții familia? Cum? Își urăsc adolescenții familia? Nu, aici vorbim despre, hai să spunem, despre niște resentimente și niște traume care vin din copilărie. În momentul în care un copil a avut parte de părinți abuzatori, și când vorbesc de abuzatori, vorbesc despre violență domestică, vorbesc despre violență conjugală, apropo de modelul parental, ce vede copilul în relația dintre părinți, despre abuz fizic, despre abuz de limbaj, despre abuz de, despre abuz emoțional, despre abuz în zona aceasta a, hai să-i spunem că este un abuz mixt, limbaj emoțional, etichetări. Nu ești bun de nimic, nu faci nimic, nu ești în stare de nimic, uită-te la colegii tăi, uită-te la prietenii tăi, uite, ei, ăla dacă poate, tu de ce nu poți? Stai puțin, stai să văd cum este construit acel copil din punct de vedere emoțional. Hai să înțeleg mai bine emoțiile, viața lui emoțională și să-l sprijin. Părintele nu ajută cu absolut nimic copilul dacă vine doar cu partea de critică și de etichetări. Deci, dacă un adolescent spune că își urăște părinții, atât cât poate el să înțeleagă ideea de ură, asta se datorează tocmai abuzului suferit în copilăria mică, pentru că acum are puterea să-și manifeste dorința de dreptate cumva. Este mai mare, este vocal, poate să spună ceva. Și vede și înțelege lucrurile altfel decât la 7-8 ani. Da, da. E vorba și de limbaj, e felul în care o spune. Copilul și deja și-a îmbogățit vocabularul, poate să folosească anumiți termeni, operează poate cu niște concepte și atunci lucrurile se schimbă. Deci acolo nu vorbim despre ură,
Copilul așa spune. Așa spune. El cum poate să definească ura? În spatele acelui sentiment de ură, să spunem, se ascunde multă furie. Ce soluție ne oferi astăzi? Ce carte să răsfoim, ce carte să citim, astfel încât să ne reglăm problemele cu copiii noștri, cu copiii adolescenți? Cred că Daniel Siegel este cartea cea mai interesantă. Și uite, mie mi se pare că subtitlul spune tot la această carte. Poate că din titlu Vâltoarea minții e o nebunie, o nebuloasă în mintea adolescenților, dar din subtitlu Puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, asta spune foarte mult. Pentru că Daniel Siegel privește adolescența foarte important, nu ca pe o problemă sau ca pe o dificultate insurmontabilă care trebuie doar depășită, ci mai degrabă ca pe un izvor de curaj și creativitate. Prin atitudinea plină de considerație, această carte este foarte potrivită atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți și mentorii acestora. Aici vorbim despre cadrele didactice, despre profesori, pentru că adolescentul are capacitatea de discernământ, de a-și lua modele în această fază, 14, 15, 16 ani, și din acești mentori. Poate mai degrabă din ei decât din cadrul familiei la vârsta asta. Mulțumesc frumos! Sper să fim cât mai mulți care să punem mâna pe acea carte. Eu personal n-am nevoie încă, dar cred că trebuie să mă pregătesc de acum. Da, dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați fost aproape. Vă doresc o zi minunată în continuare! V-am anunțat la începutul emisiunii că o să vorbim astăzi despre dreptul. Am vorbit deja de mai multe ori în emisiunea noastră despre drept, dar o să vorbim despre ce se întâmplă dacă nu respectăm legea, suntem condamnați sau nu am respectat un contract și vine cineva după noi și această persoană, bineînțeles că este invitata noastră, așa că haideți să ne întâlnim cu ea. Bineînțeles, bună dimineața, Flora, și bine ai venit la Matin 7. Ești această persoană care bate la ușa și zice... Bună dimineața, cu un zâmbet frumos. Cred că n-ați respectat un contract sau ați fost condamnat. Sigur n-ați respectat un contract, de asta sunt aici. Și n-ați plătit. Hai să vedem cum putem să ne descurcăm, cum putem să ne înțelegem, să respectați obligația. Deci cumva ești persoana care vine după ce s-a luat o hotărâre la judecător? Sau... Avem o hotărâre judecătorească, asta este un caz, este un titlu executoriu, este un act pe care legea îl împuternicește cu această particularitate, faptul că se poate pune în executare, bineînțeles cu o încuvințare a instanței în prealabil. Asta așa, ca să intrăm și puțin în teorie. Și după aceea, da, există și posibilitatea să mergem la ușa oamenilor cu agenții forței publice, cu jandarmi, poliție. Deci nu mergi singur? Nu. Bineînțeles. Când executorul consideră necesar. Și eu ca executor consider necesar protecția. Da. De cele mai multe ori. Și atunci am o discuție cu debitorul, cel care nu a achitat are calitate de debitor și cel care are o creanță de recuperat are calitate de creditor și discut cu el. Într-adevăr, ai punctat foarte bine. Sunt mai multe modalități, poți să te duci direct să dispui sechestru, după aceea să scoți la vânzare bunurile sau poți să te duci să ai o discuție în care să ajungeți la un consens, chiar dacă e faza de executare silită, chiar și în faza asta putem să ajungem la o amiabilă. Da, există o parte umană în asta, pentru că e clar că când ne gândim că asta... În filme vedem oamenii care vin și se deschide ușa cu poliții și după asta se ia toate mobila, rămâi într-o casă fără nimic, e casa goală și după asta vine cineva și îți dă afară pentru că și casa este luată și nu mai am absolut nimic. Deci nu se întâmplă așa, adică există partea de discuție. Este partea, bineînțeles. Este anunțată, nu este niciodată luat prin surprindere. În momentul în care mergem în teren, nu mai este anunțată pentru că deja... A fost anunțat părți, adică, exact, părțile au trecut prin multe situații în care debitorul știa foarte bine că există și posibilitatea să asta. Să vii și tu pe exact, teren. Adică a fost deci, partea de... Dacă nu respectați, va vine cineva drăguță la dumneavoastră și va bate la ușă. Drăguț cu toate sensurile lui, bineînțeles. Dar pentru că îmi ziceai că tu nu trebuie să ne dezvălui secretul tău, pentru că de obicei oamenii te primesc așa, cu zâmbet, cu... și cumva reușești să recuperezi ce trebuie, fără nici problema, pentru că mi-ai explicat și că ai avut colegi care au avut probleme. Ziceam că în Franța se zice huissier de justice și am un prieten foarte bun care e așa și
clar că aici el a avut niște faze în care oamenii nu voia să deschidă ușa sau pur și simplu când au aflat despre ce este vorba, se închidea ușa în fața lui. Da. Pentru că în Franța nu sunt un sosit neapărat de gendarmi sau de poliții. Deci tu ai norocul ăsta să zicem că dacă e un polițist la ușa ta, nu închizi ușa. Nu închizi ușa și tocmai de asta luăm agenții forței publice cu noi, pentru că noi ca executori foarte mulți au impresia că executorul este cel care dă un picior în ușa, a intrat și acolo și exercită el autoritatea. Nu, niciun caz. Nu este o chestiune de forță fizică, e o chestiune de forță psihică, să-i spunem. În sensul în care tu ai toate cunoștințele astea și te duci în practică și le aplici. Nu stai la birou sau stai și la birou, execuți și de acolo, dar executarea în principiu presupune acest mers în teren. Și de ce te-ai atras domeniul ăsta? Cum te-ai gândit? Ai să mergi să recuperezi și să obligi cumva oamenii să respecte legea? Pentru că pare un rol destul de răutăcios dacă luăm prin glumă, dar este foarte important, pentru că dacă suntem, să zicem, debitorul și după să vine cineva la ușa noastră, pentru că noi suntem de vină, noi am făcut ceva care nu este în regulă, noi am încălcat legea și în spate este și un creditorul care are nevoie și el să-ți recupereze ceva. Să-i respecte dreptul, da. Cumva tu apar oamenii care au suferit de ceva și să recuperezi pentru ei. Deci, într-adevăr, dacă ne gândim bine, e un rol frumos. E un rol frumos, important, greu, deci vine la pachet cu toate părțile bune și rele, să spunem așa. Păi, cred că a fost o întâmplare. A fost o întâmplare așa pe scurt în anul 4. M-am trezit la propriu că eram printre singurii care nu aveau temă de licență. Și s-a nimerit. Cu o săptămână înainte de licență sau când te-ai trezit? Cu câteva luni. Deci, ai făcut facultate de drept, fără idee de ce o să faci viitor, doar era interesată de drept, dar nu știai că vrei să fii avocată, judecător și mai departe. Da, am intrat într-adevăr cu gândul de judecător, dar ironia e că practic executarea civilă asta reprezintă a doua fază a procesului civil. Și în prima fază este judecătorul, pionul principal, și în a doua fază este executorul. Iar povestea este că rămâse fără temă de licență și s-a nimerit ca la procedură civilă să mai fie această temă și la fel s-a nimerit ca mie să-mi placă procedura civilă. Și de aici a început toată ideea asta, cum ar fi să. Pentru că am început să scriu licență și am aprofundat tema, pentru că în facultate nu se studiază. Și atunci așa am reușit. Și am mai venit la pachet și... Stai puțin că zici că în facultate de drept nu se studiază... Executarea silită, nu. Păi tot face parte din drept, deci nu... Face parte din cumva drept. Cumva la facultate, când s-a luat hotărâre, gata, ne oprim, să terminăm, nu știm ce se întâmplă. Deci, da, ce se întâmplă după asta, dar nu ne interesează, noi am luat decizia așa. Partea de executare silită și partea de notariat nu se aprofundează în facultate. Deci așa superficial, auzi despre rolurile... Sunt niște opționale pe care poți să le alegi sau nu. Și da, am ales și asta în anul 4, dar într-adevăr nu este aprofundat. Și oricum, este o temă care, fiindcă vine la pachet cu partea practică, o aprofundezi în momentul în care ești în teren. Poți să ai la dispoziție, în cap sau în față, toate materialele teoretice, ce se întâmplă în practică, nu... Și mai ales că nu înveți când este vorba de drept, pentru că e foarte teoretic, mai ales la facultate, dar nu înveți niciodată cum este pe teren să vorbești cu persoana, pentru că există partea asta de psihologie cumva care a intervenit, în care trebuie să discuți, să calmezi oamenii care sunt mai supărați, să explici în mod frumos, să fie exactivă, să accepte situația. Deci cumva trebuie să fii natural, fie ești bună la asta, fie pentru că poți să fii un executor care vine și zice... Trebuie să dați, așa. Exact. Nu mai discutam, dați și gata, s-a rezolvat, dar nu ajungi la nimic dacă faci asta. Asta este și părerea mea. Bineînțeles, comportamentul conduita profesională a executorului este determinată de executor. Avem în lege niște piloni pe care să ne bazăm sau după care să ne ghidăm, dar în practică nu vine nimeni cu legea după tine. Ești tu, tu coordonezi situația, tu coordonezi dosarul și atunci atitudinea pe care vrei să o ai este strict alegerea ta. Dar da, asta este atitudinea mea, asta mi se pare normală. Deci asta e secretul tău de succes, să...
să zâmbesc cu oamenii la care te... Vorba bună, da. Deci asta este foarte bine, pentru că e clar că e o situație neplăcută și dacă exact. Suntem și noi neplăcuți în acest timp, exact. Adăugăm da, și, da, da, da. Și așa se creează agresivitate. Deci cumva după licențată ai descoperit asta și acum n-ai niciun regret sau sunt zile în care te gândești, e greu totuși, pentru că e clar că trebuie să fie greu. Au fost zile, dar nu mai sunt. Și au fost zile pentru că a venit cu un soi de îndoială, pentru că perspectiva asupra profesiei este, ăsteia este că e o profesie masculină. Uh-huh. Și atunci vine la pachet și cu încărcătura asta pentru noi femeile care ne-am ales profesia asta. Și atunci, pentru că este imaginea că executorul vine și sparge ușa și pornind de la imaginea asta și pe aceea mă vezi pe mine și nu are nicio legătură. Și atunci zicem că asta a fost provocarea și asta a fost, sau alea au fost momentele în care m-am gândit cum ar fi să și cum ar fi să o iau pe un alt drum. Dar cumva s-a întâmplat să fiu tot aici. Dar nu crezi că faptul că ești o femeie nu te ajută la asta? Pentru că dacă, nu știu, un debitor are... Imaginea asta că vine un bărbat să spargă ușa și se întâlnește cu tine și știi, de deschide ușa, ce vă... Se calmează direct, pentru că na, educația face că nu suntem, suntem mai agresivi între bărbați decât... Se calmează și după aceea începe discuția. Și aici, în discuție, lucrurile pot lua foarte multe variabile. Am înțeles. Oricum o să păstrăm această idee de aș vrea niște exemple de situație. Când o să mergem în bucătărie, dar să ne povestești prima dată când ai fost singura pe teren, cum te-ai simțit când te-ai gândit, bine, trebuie să ajung la o persoană, să vorbesc cu ea, să recuperezi niște bănuți pentru altcineva. Da. Cum te-ai simțit? Erai stresată? Ai avut emoții? Cum s-a desfășurat? Țin minte acest caz precis? Da, acum mi l-am adus aminte. Da, țin minte, mai mult decât atât, nici nu a fost în București, în sensul în care noi avem competență pe 6 județe. Este circumscripția București compusă din 6 județe și nu am fost în județul București. Și unul era deplasarea și doi era atitudinea pe care eu urma să o am, lăsând la o parte emoțiile. Da, da. Nu neapărat că dai la o parte omul, dar tu ești cea care coordonează sau tu ești cel care coordonează și atunci normal că trebuie să ai o siguranță pe tine și măcar siguranța teoretică. Da, da, da. Și atunci, da, a fost vorba de un sechestru, mai mult decât atât. Era un sechestru pe un autovehicul. Ah, deci ai venit să iei mașina acum. Exact, da. Și l-ai luat pe loc, adică când se întâmplă un sechestru pe vehicule, ajungi acolo și zici, în mod frumos, uitați că o să vă iau o mașină acum și plecam cu ea. Asta se întâmplă? Da, dar cu mențiunea că înainte trebuie să ai dovada faptului că este bunul proprietatea debitorului. Contează foarte mult aspectul ăsta. Mm-hmm. Poți să ai cazuri în care știi din birou, ai toate documentele de la instituții și știi exact ce bunuri are și te duci să le urmărești pe acelea. Sau te duci în teren să ai o discuție și constați că la domiciliul sau la sediul debitorului există 7 bunuri. Și atunci ori îți prezintă dovezi că nu sunt bunurile lui, ori dacă nu prezintă dovezi se prezumă că ar fi a lui și atunci poți să-i spui acest sechestru. Am înțeles. Deci un caz greu pentru prima dată, dar cumva faptul că ai avut drumul, ai avut timp să te pregătești, ai avut timp să repeți în mașina, să-ți crezi această fațadă care trebuie să apară și cu această siguranță. Să mă detașez, ar fi cuvântul. Am avut timp vreo 2 ore să mă detașez. Da, deci trebuie să intri într-un rol cumva. Asta e un fel de... Țin cont că era prima oară, da, să spunem și asta. Deci lăsând la o parte toate fațadele, da, este un rol pe care executorul și-l asumă. Și în momentul în care tu te pregătești într-un fel, poate îți creezi 7 scenarii, dar în teren se întâmplă al 8-lea scenariu pe care nu l-ai prevăzut și atunci intervine profesionalismul fiecărui executor. Da, pentru că orice meserie ai pregătire în spate, deci ai suficient cunoștințe să te adaptezi la orice situație și după asta trebuie să lăsăm și loc la spontaneitate, să spontană, când să te adaptezi la orice se poate întâmpla. Uneori presupun că ești primită, vreți să beți o limonadă, o cafea, veniți acasă, vorbim liniștit și totul este frumos și se întâmplă foarte bine. Dar o să vorbim despre aceste exemple, îți propun să mergem în bucătărie, să refacem rețeta noastră de astăzi, o rețetă de desert și după să vorbim în mai multe detalii despre meseria ta care îmi se pare foarte aioasă. Rămâneți cu noi și ne vedem peste 2 minute în bucătărie. Sunt mai activi telespectatorii noștri, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Vă iubesc pentru asta. Până să trecem la întrebările noastre,
centralizate, aș vrea să-ți mai citesc încă un mesaj de la Andreea Beatrice. Ce pot să fac astfel încât să-mi păstrez hainele să arate la fel de bine ca atunci când le-am cumpărat? Cum ar fi să poți să pui orice întrebare și să ți se răspundă? Să faci așa și să apară specialistul? Sau să existe o emisiune în care tu să pui întrebările? Ei bine, acest lucru este posibil. Sunt Alina Ilioi Mureșan și doar la Alături de Tine toate lucrurile menționate tu poți să le faci. Te aștept în fiecare zi, de luni până joi, de la 19:30, doar la 7:30. Vă salut, sunt Consuela Bălașa și... Vrei să fii la curent cu noutățile din domeniul medical? Antidepresivele nu dau așa ceva, nu dau dependență, însă... Vrei să afli când și mai ales cui trebuie să te adresezi? Pe lângă asta avem bariera hematoencefalică din sânge în creier, n-au voie să treacă metalele grele. Nu voi înlocui niciodată vizita la medic, dar îți voi oferi întotdeauna informații de calitate doar de la profesioniști. Implantul de păr nu tratează căderea părului. Te aștept marți, de la ora 19, să stăm împreună de vorbă cu doctorul. Vă invităm cu drag la concertul umanitar de colinde Printre Oameni. Sâmbătă, 14 decembrie, ora 19, în Aula Magna a Facultății de Drept de la Universitatea din București. Vor cânta tenorul Fang Shuang, Alin și Florina Jivan, trioul feminin Nobles, Amalia Decean. Prezintă Alina Ilioi Mureșan și Cornel Dărvășan. Concertul este organizat de A7TV, Universul Juridic și Facultatea de Drept în parteneriat cu Maurer Imobiliare. Vă invităm să simțim împreună cu cei de la Fundația Alinare. Eu fac sport și trebuie training la școală. Este cu handicap grav. Zero, grav zero. E foarte greu. Eu mă rog în fiecare seară să se vindece și chiar cred, de multe ori, poate chiar mă iau de ea. Îi spun, du-te și operează-te, nu mai stă așa. Ce înseamnă mama pentru tine? Printre oameni sunt oameni singuri. Printre oameni sunt lacrimi de copii înfometați. Printre oameni Crăciunul e doar o simplă zi fără speranță. Vino la concertul umanitar din 14 decembrie și cunoaște-i pe cei pentru care cântăm în speranța că vor avea un Crăciun luminat. Urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. Seara, doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la emisiunea E cu Cântec. În seara aceasta, cântecul va exploda. Mă bucur că am reușit să ajung cumva să ating aceste performanțe în gimnastică artistică. Mă-ntorc acasă cu dor în suflet să plec în unchii și să plâng că am plecat. Am învățat să cânt de la zero, după accident. De la zero, am luat-o ca de la clasa întâi. Am repus mâna pe arcuș, a fost foarte greu. Aș putea să inventez ceva pe care să mă supăr sau ceva, dar el știe, mă sute la mine, îmi dă pace, n-am cu cine să mă cer. Trei egalitate și să vedem cine câștigă decisiva. Este mare.
Am revenit în bucătărie și o să facem pentru a doua rețeta noastră de pain perdu și de data asta o facem cu Flora Dragan. Rămâneți cu noi, începe rețeta la Fabian. Flora, am vorbit de faptul că ești executor judecatoresc, așa reușesc să-l zic. Se întâmplă când ajungi la oamenii acasă, că ți ofer mâncare, uitați că am gătit niște pain perdu, vă servesc, vreți să mâncați? Nu chiar mâncare, dar am observat că a început să fie o obișnuință și anume inițial se blochează de faptul că eu zâmbesc, spun că sunt executor și am venit pentru că, și este un soi de blocaj și după aceea își dau seama că nu am venit cu gând rău, ci am venit să rezolvăm situația și atunci începe, haideți înăuntru, doriți să bești ceva, e tăcă, e tăcă. A, sunt niște clienți fideli. A, Flora, tu ești, iar vei la... Ai, ce vrei eu? Ce vrei asta? Ce ți-o fer? Foarte bine să fie aceiași debitor, pentru că asta ar crea un soi de continuitate în dosarele de executare. Da, da, da. Pe când noi depindem de aceste titluri executorii, de această calitate deci a actului. Poate să, da, deci poate să fie mai mult actor care intervin pentru un singurul caz. Bineînțeles. Deci asta nu da, este da, această da. Continuitate, da? Sunt convins că sunt oameni care sunt obișnuiți după asta. Ți explic repede rețeta noastră, pentru că este foarte simplă și după asta mai vorbim despre cazurile pe care s-a întâmplat. Ideea este că pain perdu este când ai un pâine acasă care este întărit, știi, și nu mai poți să faci nimic cu el, nu poți să-l mai mănânci. Așa că amesteci într-un bol 25 de centilitri de lapte cu 3 ou și 70 de grame de zahăr brun. Le amesteci și după asta o să le punem la înmuiat, o să le punem la tigăie 2 minute pe fiecare parte și va fi gata. După asta poți să pui deasupra niște banane, niște nuci, niște capșuni, niște fructe și ai un desert care este terminat în mai puțin de 5 minute și care te salvează dacă pune care e prea tare și mai bine decât să-l arunci, poți să-l dai la animale dacă ai animal acasă. Dacă nu ai animal, poți să faci această rețetă și pentru asta se numește pain perdu, pâine pierdut în franceză, pentru că când este pierdut e bun de nimic, putem să-l salvăm și să facem ceva cu el. Deci eu am amestecat deja lapte de ouă și zahăr și mai am doar să pun la înmuiat și la tigăie. Și ziceai mai devreme că tu când te duci la oameni să recuperezi, să se aplică legea cumva, ziceai că tu ești primită și mereu a fost ok, dar ai avut niște colegi care au avut probleme chiar cu... să zicem, niște clienți mai dificili. Da. Ce se poate întâmpla? Că e o meserie destul de periculoasă, deci am înțeles. Da, poate să devină și periculoasă dacă debitorul are o reacție agresivă și neașteptată. Și asta se poate întâmpla de multe ori. Dacă este agresivă de la început, măcar ai înțeles, ok, ăsta este omul, așa reacționează în situația asta. Dar dacă el te primește în casă și după aceea devine agresiv verbal sau fizic, atunci este important să aplici dispoziția legii care spune că atunci când executorul consideră necesar să ia agentul forței publice în teren, să o facă și are acest drept. Deci... Și atunci consider mereu. Ha, deci, practic, dacă ai dreptul ăsta, e mai bine să-l folosești, să fii în siguranță, pentru că, cum ziceai, dacă, nu știu, când bați la ușa și îți răspunde direct agresiv, nu știi la ce te aștept, exact. Să te aștept, dar dacă ești primit acasă și ești singură exact. Cu un om, cu un bărbat care devine foarte agresiv, poate fi foarte periculos pentru tine. Deci mă bucur că nu s-a întâmplat pentru tine. Ziceai că ai avut colegi care au avut parte. Și chiar dacă sunt poliții și jandarmi, sunt oamenii care devin agresivi. Da, bineînțeles, pentru că mai ales în orașele mici, unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea, există și cazul în care intervine practica, intervine viața de zi cu zi și acești doi oameni se cunosc. Și atunci, dacă m-am lovit de vreo situație mai complicată, a fost cea în care agentul Forței Publice a refuzat să mă însoțească, pe diferite motive. Și atunci, are dreptul să facă asta? Nu cred că are dreptul, dar... Nu are dreptul, dar la fel de bine aveam și eu dreptul să denunț, să sesizez acest comportament. Dar de multe ori stai și te gândești care este teoria și știi că ești cu legea în mână și știi că ai dreptate, dar la nivel teoretic și pe aceea este practica. Și atunci... Practica începe să cam bată teoria, cel puțin în profesia asta. Și atunci alegi, te mulezi pe situație. Asta ar fi. Am înțeles. Crezi că meseria ta este o meserie de viitor, în sensul în care, dacă toată lumea respectă legea, tu nu ai niciun rol în asta, pentru că dacă
toată lumea a respectat ce a hotărât judecătorul. Da. Tu mai nu crezi că cumva cum se evoluează această meserie? Aveți din ce în ce mai multe cazuri sau din contra oamenii devin din ce în ce mai înțelepți și aveți din ce în ce mai puțin? Sau... Hotărârile judecătorești și nu numai toate titlurile executorii îmi demonstrează că oamenii nu au devenit neapărat mai înțelepți. Oamenii pur și simplu au devenit mai conștienți de drepturile lor legale și atunci ei le folosesc. Iar ca să-ți răspund la întrebare, nu cred că funcția, profesia de executor va avea un sfârșit în apropiere. Și asta pentru că nu avem doar competențe de a pune în executare această executare clasică. Avem competențe și de a trimite acte de procedură, avem competențe și de a constata o situație de fapt și tot felul de situații. Și atunci, chiar dacă nu avem un titlu executoriu la bază, tot ne putem exercita profesia. Da, pentru că am vorbit mai mult despre ce, dacă este autoare judecătoare din tribunal, de exemplu, dar există și pe partea comercială sau pe partea de contract. Da. Dacă am făcut un contract cu o firmă și nu mi-a plătit sau nu a respectat contractul, pot să apelez la tine, să mă ajut și să te duci tu acolo, să, cumva să arăți că este și legea în mijloc și că trebuie să fie respectat. Exact. Și merge doar presiunea asta, adică faptul că te trimit pe tine, mă ajută, în ce poate să mă ajută? Da, în cazurile în care eu personal, acum vorbesc doar în dreptul meu, m-am deplasat în teren, nu am niciun caz în care să fi rămas fără efect. În ciuda faptului că poate inițial debitorul a opus rezistență, în care am susținut foarte mult că el nu are de unde achita și drept urmare este într-o stare de aproape insolvabilitate și atunci te axezi pe acel aproape. Și atunci din acel aproape rezolvi situația fără agresivitate, fără foarte multă presiune. Dar, bineînțeles, sunt și cazuri în care somația nu-și produce efectele, în care deplasarea în teren nu-și produce efectele și atunci încerci să te gândești la alte cazuri. Răscolești la instituții. La instituții însemnând ANAF, toate instituțiile unde sunt înregistrate bunurile și veniturile. Deci, cumva, Flora, astăzi n-ai schimbat părerea, dacă avem o părere destul de complicată despre această meserie de oameni răi care vin la noi să ne fur tot ce avem acasă, n-ai schimbat și n-ai ratat că, de fapt, tu încerci să ajut să găsești cea mai bună soluție pentru toată lumea, dar să fie respectat legea, asta este și rolul tău. Și îți mulțumesc pentru asta, mulțumesc că ne-ai explicat mai mult despre asta și mulțumesc de invitație. Uite că o să-ți stai o jumătate de felie de pâine pierdut și după asta o să te invit să gust, dar luăm noi o pauză de 2 minute și o să ne întâlnim, o să vorbim la telefon cu Cristian Frisc, o să vorbim despre actualitatea sportivă. Flora, mulțumesc încă o dată că ai venit la Matin 7. Vreau să zic, te așteptam la data viitoare, dacă vii, înseamnă că poate avem probleme, deci te așteptam în calitate de invitată, dar nu în calitate de executor judecătoresc. Noi mergem mai departe, luăm 2 minute de poză și ne întâlnim cu Cristian Frisc. Vă invităm cu drag la concertul umanitar de colinde Printre oameni. Sâmbătă, 14 decembrie, ora 19, în Aula Magna a Facultății de Drept de la Universitatea din București. Vor cânta tenorul Fang Shuang, Alin și Florina Jivan, trioul feminin Nobles, Amalia Decean. Prezintă Alina Ilioi Mureșan și Cornel Dărvășan. Concertul este organizat de A7 TV, Universul Juridic și Facultatea de Drept în parteneriat cu Maurer Imobiliare. Vă invităm să simțim împreună cu cei de la Fundația Alinare. Eu fac sport și trebuie trainic la școală. Este cu handicap grav. Da. Zero, grav zero. Foarte greu. Eu mă rog în fiecare seară să se vindece și chiar cred, de multe ori, poate chiar mă iau de ea. Îi spun, du-te și operează-te, nu mai stă așa. Ce înseamnă mama pentru tine? Printre oameni sunt oameni singuri. Printre oameni sunt lacrimi de copii înfometați. Printre oameni Crăciunul e doar o simplă zi fără speranță. Vino la concertul umanitar din 14 decembrie și cunoaște-i pe cei pentru care cântăm în speranța că vor avea un Crăciun luminat.
Am, toți sunt în bucătărie, vreau să zic că am revenit bucătărie, dar nici n-am plecat, așa că toți sunt în bucătărie. O să mai termin rețeta noastră de pain perdu, pentru că mai am mai multe felii de pâine de făcut. Și o să vorbim câteva secunde cu Cristian Fris, colegul nostru de actualitatea sportivă, pentru că se apropie weekendul și va fi o actualitatea bogată. Deci dacă vreau să intre această manușă, o să termin rețeta noastră și am auzit că Cristian este alături de noi. Bună dimineața, Cristian! Aparent, nu știu, nu te-am auzit, Cristian, tu ești alături de noi? Cred că este o problemă de sunet, așa că o să reglăm asta și între timp vă explic repede cum am făcut această rețetă de pain perdu, pentru că este foarte ușoară și este rapidă de făcut. Am amestecat 3 ouă și 25 de centilitri de lapte și 75 de grame de zahăr brun și am pus asta într-o tigaie, l-am înmuiat și am pus asta într-o tigaie cu puțin fiert. Puneți unt, fie ulei de floare soarelui, să nu se lipească de tigaie și după asta așteptați 2 minute pe fiecare pas și se prăjește și este un desert perfect. Dacă puteți să-mi confirmați dacă Cristian este cu noi. Da, sper să mă și auziți. Da, te auzim, Cristian. E bine, atunci este de curs mai grav de comunicații, pentru că m-a avut Consiliul Ministerului de Apărării Național, pe mine un semnal deosebit de generos pentru tehnologie. Se desfășoară Gala Sportivilor Steaua 2019 aici. Este o festivitate în care sunt premiați sportivii clubului militar și cea mai bună dintre performanțele anului 2019 este luptătoarea Navuc, cea care a obținut recent și calificarea la Jocurile Olimpice. Așa, ca element, să spunem, de inedit, a fost prezent ministrul apărării la această festivitate, Nicolae Ciucă. El a declarat în fața auditoriului că a solicitat de la premierul Ludovic Orban să participe la această gală, pentru că în același timp la guvern era programată o ședință pentru rezolvarea unor probleme de natură stringentă și premierul Orban i-a permis lui Nicolae Ciucă să rămână la Gala Sportivilor Steaua. Pe de altă parte, trebuie să mai spunem că avem mare bucurie să calificăm după victoria de aseară de la 0 cu Celtic. Let's go! O echipă remaniată de a lui Celtic, care s-a prezentat aici, dar nu contează acest lucru, ci faptul că s-a calificat CFR-ul, lucru care mă bucură într-o măsură deosebită. 12 de făcute într-o grupă de Europa League reprezintă un record pentru echipele de fotbal românești, iar vineri va avea loc, adică astăzi, dacă nu știu, da, va avea loc și tragerea la sort pentru a afla care este adversarul următor al comisiei clujene în Europa League. Începe și o nouă etapă de Liga 1, din Cușep și Cașcasă, Gheorghe, de ora 23 minute și apoi, bineînțeles, în weekend o mulțime de alte partide, deoarece chiar dacă suntem în prag de sărbătoare, de vacanță, sportul încă nu este pe ultima sută de metri. Vor fi meciuri până pe 23 ale lunii decembrie, meciuri de fotbal cel puțin. Ultimul programat este FCSB cu Universitatea Craiova la data pe care am anunțat-o. Să mai spunem și că duminică ora 22 vom avea o nouă ediție Sport News la A7 TV. Invitat este Mihai Gruță, managerul echipei de volei Sevinin Rapid București, echipă de prima ligă, care promite că ne aduce niște detalii foarte interesante. Iar eu vă importat de aici, de la gală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un weekend plăcut tuturor! Mulțumesc foarte mult, Cristian, că ai venit, că ne-ai făcut o trecere rapidă prin actualitatea sportivă și ne-ai povestit despre tot ce putem să urmărim în acest weekend și, bineînțeles, putem să urmărim emisiunea ta Sport News duminică. Ne reîntâlnim, bineînțeles, săptămâna viitoare, începând de luni, în direct și vedeți că am avut timp să termin eu felii de pâine, de pâine pierdut, de pain perdu. Deci așa că s-a terminat rețeta noastră. Nu mai venim astăzi în bucătărie pentru că este ultima ocazie. Știți că în fiecare vine în ultima ora de la ora 10 avem o altă activitate, avem o activitate cu animaluțe, așa că o să intrăm în a treia ora. Eu termin așa rețeta de pain perdu și bineînțeles o să ne întâlnim cu Miaina. A venit cu foarte mulți prieteni astăzi, așa că rămâneți cu noi, intrăm în a treia ora la matin 7. Thank you.
Intram în ultima ora la matin a 7, suntem pregătiți să terminăm săptămâna noastră, ultima ora în această emisiune, în această săptămână, cu Miainae și cu animale. O să vedem o ora sa, care de fapt a venit deja, dar pentru un alt motiv. Era o linia de show pentru concurs aici, va fi o linia de lucru, câine care sunt făcute, sunt antrenate pentru a munci. Asta este ideea. Așa că dacă vreți să le vedeți, pentru că vor fi mai multe, trebuie să rămâneți cu noi încă 20 de minute maxim și o să vă întâlniți din nou cu Miainae și cu prietenii lui. Dar, bineînțeles, mai avem de făcut și de vorbit între timp, pentru că trebuie să vorbim cu, să ne întâlnim încă o dată cu Abigail, să vedem rubrica e accent cultural și, bineînțeles, o să ne întâlnim încă o dată cu Narcisa Spas și rubrica e parenți și copii. Și între timp încercăm să-mi reamintesc ce este știrea de a trei ore, dar știrea de fapt nu este neapărat o știrea, e doar o poză, dar o poză destul de drăguță pentru că vedeți pe televizorul dumneavoastră că asta este de fapt Bucureștiul care este iluminat și această poză a fost făcută la 423 de kilometri din București. Dar nu a fost luat pe plan orizontal, a fost luat pe plan vertical de către Stația Spațială Internațională. Au făcut o poză, deci NASA a făcut această poză și l-a publicat pe site-ul lor, o poză din București care a fost iluminat pe data de 3 decembrie. Deci cumva erau deja iluminație de sărbători de Crăciun și pentru asta vedeți atâta lumină la București, mai ales în zona de centru, care este alb, pentru că sunt iluminații de sărbători de Crăciun care apar pe această poză frumoasă care a fost luat cumva din spațiu. Deci asta ne punem pe gândul că, de fapt, avem impresia că București este un oraș mare, dar se încadrează într-un televizor și nu e așa mare și putem să vedem că este foarte drăguț și în luna decembrie, orașul nostru, capitala noastră, din România. Și pentru că o să vorbim despre această poză, ați văzut că nu era niciun nor acolo. Deci pe data de 3 decembrie era probabil o zi foarte frumoasă la București, dar astăzi nu se mai poate face astfel de poză pentru că la București vremea este stricată și ploua și ploua în continuu deja de când am ajuns și de când am început această emisiune și nu se va schimba prea mult astăzi pentru că va fi norat și la București și până la Baia Mare în nord și la Constanța. Deci tot partea de est este norat și va ploua astăzi. Nu vreau să zic în continuu pentru că nu vreau să vă speria, deci nu o să plouă în continuu, dar va fi norat, asta e sigur și nu vreau să vedem soarele astăzi în afara de zona de vest. Deci de la Oradea până la Craiova, Timișoara, Drobeta, Severin, o să vedeți soarele, dar este singura zona din țară în care va fi cazul. Și că temperaturile sunt destul de plăcute pentru această perioadă a anului, pentru că o să avem 12 grade maxim la Constanța, 11 grade la Timișoara, 8 grade la București. Cel mai frig va fi la Suceava cu 3 grade, dar în medie o să avem între, să zicem, 5-6 grade în țară și se va ameliora puțin timpul weekendului și mai ales săptămâna viitoare, în începutul săptămânii, pe zona de temperatură, dar nu neapărat pe zona de cer și de soare, pentru că la București vedeți că o să avem 12 grade în medie, sâmbata și duminica plouă, la Brașov este la fel sâmbata și duminica și după asta o să trecem peste 10 grade luni și mars, la Constanța va fi orașul cel mai cald cu până la 14 grade sâmbata și mars săptămâna viitoare, dar în acest weekend va fi norat, la Iași va fi destul de fric pentru că o să avem între 3 grade sâmbata și 8 grade luni și la Timișoara între 9 grade sâmbata și 13 grade marți. Doar la Timișoara va fi frumos, o să avem o vreme frumoasă începând de duminică. În restul țării trebuie să așteptăm luni, să profităm de soare, dar doar la Iași va fi norat toate săptămâna. Așa că știți cum trebuie să vă îmbrăcați, ce trebuie să faceți în acest weekend, dar cum înainte puteți să faceți un plan, dacă ați planuit să vă plimbați, puteți să vă răzgândiți și să stați acasă, să vă jucați, de exemplu, cu copii, să aveți timp să citiți, de exemplu, să faceți o activitate neobișnuită. Dar, bineînțeles, o să vorbim săptămâna viitoare, când o să revenim direct, poate se schimba vremea și o să abordăm vremea de săptămâna trecută, începând de luni dimineața. Cum am anunțat, o să ne întâlnim ultima dată astăzi cu Abigail și cu rubrica ei, așa că ea a plecat din studio și ne-a pregătit o nouă rubrică accent cultural. Astăzi
Astăzi vreau să vă prezint o clădire cu o istorie lungă și întortocheată în ceea ce privește aspectul și amplasarea. Este vorba de singurul teatru cu pălărie. Sună ciudat, dar există. Este Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București, iar aici, în fiecare an, zeci de actori pun în scenă zeci de scene. De-a lungul timpului, clădirea a prezentat diferite aspecte arhitecturale, cu foaiere sau nu, îmbrăcată în marmură sau cu cărămidă aparentă, dar mereu cu pălărie. În anul 2012 s-a început remodelarea clădirii teatrului, eliminând fațadele create de Cezar Lăzărescu, care ascundeau acoperișul atipic al lui Horia Maicu. Această acțiune a făcut ca teatrul să fie vulnerabil la seisme. Pentru ca să redevină mai sigur, au fost îndepărtate fațadele de 1200 de tone. Proiectul a fost condus de arhitectul Romeo Belea la cererea lui Ion Caramitru. Numărul locurilor din săli a crescut de la 1720 la 2880. Remodelarea construcției Teatrului Național București a costat 63,2 milioane de euro, conform contractului, iar execuția urma să dureze 2 ani și 4 luni. După mai bine de 4 ani de lucrări de reabilitare, a avut loc și redeschiderea oficială a clădirii Teatrului Național pe data de 10 noiembrie 2014. Dar Teatrul Național București nu a fost localizat dintotdeauna aici, în centru, ci înainte putea fi regăsit pe Calea Victoriei, acolo unde erau majoritatea clădirilor culturale, dar și instituțiile din vremea aceea. În timpul celui de-al doilea război mondial, mai exact pe 26 august 1944, aviația germană își propune să bombardeze Palatul Telefoanelor, care se afla pe partea cealaltă a străzii față de teatru. Bomba ratează ținta, iar teatrul este distrus. După anii 60 se pune problema reconstruirii teatrului, iar în 1964 acesta primește avizul de construcție. Aparențele sunt înșelătoare, spune o sintagmă care circulă în jurul lumii și care are echivalent aproape în toate traducerile. Și cam așa și este. Cu atâtea legende, cu statuia lui Caragiale în față și cu un acoperiș larg, ai fi putut garanta că acel acoperiș preînchipuie chiar pălăria lui Caragiale. Dar iată că nu este așa. Până data viitoare, cercetați cu atenție tot ce auziți și mai ales tot ce ține de cultură. Am revenit câteva secunde în platou să vă reamintesc ceva, pentru că am zis în continuu astăzi, și este normal că este ultima zi al săptămânii, când o să fim în direct împreună. Bineînțeles, după asta urmează weekendul, dar nu înseamnă că nu mai va exista în acest weekend matin 7, pentru că vă reamintesc că sâmbata și duminica o să vă pregătim pentru aceste două zile un best-of, un best-of de la ora 8 până la ora 10 și o să revedeți cele mai bune momente al săptămânii, deci practic ce se întâmplă de luni până vineri, în afară de joi, pentru că ieri, cum v-am spus, nu eram în direct pentru motivul că am înregistrat o ediție specială pentru data de 25 decembrie. Așa că vă invităm să rămâneți cu Matin 7, cu A7 TV și să vă conectați, să porniți televizorul, să vă conectați pe Facebook mâine începând de ora 8 până la ora 10 o să vedeți cele mai bune momente al săptămânii și, bineînțeles, duminica va fi la fel, așa că și în timpul weekendului aveți ocazie să profitați de programul nostru și să revedeți ce ați, fie să revedeți ce v-a plăcut sau să vedeți pentru prima dată ce ați pierdut pentru că n-ați avut ocazie să stați 3 ore în direct cu noi în fiecare zi, în cursul săptămânii, pentru că este de înțeles, bineînțeles, avem activități și este complicat să stăm 3 ore, așa că este ocazia perfectă să vă revanșați, să profitați din această zi de weekend, sâmbătă și duminica, să profitați de programele noastre, în afară de programele care sunt și
numai pentru weekend, pentru că o să vă întâlniți cu mai multe emisiuni, oameni și parerea, o să vorbim despre cum o rele înțelepciune mâine dimineața. O să vedeți foarte multe emisiuni, Cristian Friscăn a povestit despre Sport News, duminica, de exemplu, o să vedem Mensana cu Consuela, deci toate emisiunile de weekend, cum sunteți deja obișnuit, vă așteptam în acest weekend pentru asta și repet că dacă ați văzut de mai multe ore promo și am vorbit foarte mult despre asta în acest weekend, dar o să vorbesc probabil pentru ultima dată astăzi, așa că trebuie să-l fac. Vă așteptam mâine seara, dacă sunteți din București sau dacă puteți să ajungeți, vă așteptam mâine seara, începem de ora 19, la concertul Humanita, organizat în parteneriat cu H7TV. Organizăm un concert la Facultatea de Drept al Bucureștiului și, bineînțeles, vă așteptam, e un concert gratuit, o să vă bucurați de un program muzical deosebit, dar chiar dacă este gratuit, puteți să veniți cu scopul de a ajuta mai multe familii care au nevoie de ajutor. Este o fundație care este, bineînțeles, în spate și ne ajută și o să vedeți pe site-ul nostru h7tv.ro. Puteți să vedeți toate poveștile din familiile respective și să aflați mai mult despre această fundație, să vedeți exact pentru ce o să ajutați și o să ajutăm cu acest concert. Așa că mâine seara vă așteptam acolo cu mare drag, o să vă întâlniți cu foarte multe realizatori de la H7TV. Deci dacă vreți să vă întâlniți cu noi în direct, va fi ocazia perfectă pentru asta. Vă așteptam cu drag. Și o persoană ne așteaptă cu drag, este vorba de Narcisa Ispas. Și pentru ultima dată asta și pentru ultima dată în această săptămână, o să ne întâlnim cu ea și cu rubrica ei Părinți și Copii. Bun găsit, Fabian, sunt Narcisa Ispas, dragi telespectatori, vă mulțumesc că sunteți aproape la Matana 7. Astăzi stăm de vorbă cu cineva special, este vorba de Antonia Noel. Vom cunoaște o persoană caldă, vom cunoaște o persoană plină de inițiativă, plină de dorința de a-și face cunoscute ideile. Haideți să o cunoaștem pe Antonia Noel. Antonia, apreciez faptul că ți-ai făcut timp. Mulțumesc de invitație, Narcisa. Bine te-am găsit, bine ai venit la mine, în spațiul meu, unde mă simt bine și mă bucur că, da, că ai ajuns la mine cu bine. Exact cum am spus, asta vreau să facem în prima rubrică pe care o vom înregistra împreună. Vreau să te cunoaștem. Pentru că Antonia Noel face multe lucruri interesante și vrem să știm cine este și ce face. Cum te caracterizezi? Cine sunt? E o întrebare așa, nu știu de unde se de la 2 ani de zile, de la naștere. Până astăzi, sunt o persoană pasionată de comunicare, sunt o persoană pasionată de oameni, sunt o persoană pasionată de tot ce se întâmplă în jurul meu și de a transmite. Cred că de foarte mică mi-a plăcut rolul ăsta de a împărtăși, de a schimba cu celălalt și pe măsura evoluției în viața mea am ajuns să transmit comunicarea oamenilor, să încerc să ajut pe oameni să comunice mai bine. Asta fac eu dacă mă întreb ce fac zi de zi. Excelent. Îi ajut pe oameni să comunice mai bine. Excelent. Ca formare profesională ești psihoterapeut? Nu, ca formare de bază. La bază sunt jurnalistă. Stăm de vorbă acasă. Da, cu asta am început. După care m-am format într-o metodă de comunicare relațională, metoda ISPERE, fondată de Jacques Salomé. După care m-am format în neuroștiință, în copilăria timpurie la Institutul Boris Ce Lenin din sună. Franța. Da, și tot ceea ce fac, bineînțeles, dincolo de aceste formări consistente, am specializări în inteligență emoțională, în comunicare. Acum sunt doctorand la Universitatea București în științele comunicării. Deci, în permanență îmi ameliorez, încerc să mă actualizez mereu în ceea ce privește comunicare. Comunicare este cuvântul care te reprezintă, se pare. Absolut, absolut. Și comunicarea interumană, asta mă interesează în primul rând, deci nu am specializare foarte mare pe comunicare de masă, comunicare publică, deși țin la rândul meu conferințe deschise publicului larg, săli cu sute de oameni, da? Și știu și am învățat să vorbesc în fața oamenilor, însă nu asta este ceea ce transmit. Ceea ce transmit și ceea ce știu cel mai bine este practic interacțiunea dintre om cu om. Eu cu tine aici, cum comunicăm prin comunicarea relațională,
Asta înseamnă că mă focusez practic pe relația care, pe care o construiesc cu cel de lângă mine, cu interlocutorul meu, fie că este adult, copil, părinte, coleg, colegă de serviciu. Excellent. Deci întâlnesc oameni care vin la mine să-i ajut să comunice și mai bine decât o fac în viața de zi cu zi. Pentru că suntem la rubrica Părinți și Copii, exact asta vom și face pe parcursul înregistrărilor noastre. Vom încerca să comunicăm mai eficient cu ajutorul tău, sperăm. Aș vrea să te întreb care sunt proiectele tale și cum vii tu în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Pentru că ne interesează ca și părinții care au nevoie să învețe să comunice mai bine cu copiilor și părinții care doresc să comunice mai bine cu partenerilor, pentru că știm că, de fapt, aceasta este componenta de bază a relațiilor, comunicarea. Dacă aici suferim, suferim cu totul. Da, așa este. Din păcate, de foarte multe ori avem senzația că problemele sunt foarte profunde și câteodată chiar sunt reale. Le vedem de ordin psihologic sau oamenii care se spun, se speră, zic că nu știu de unde să iau problema. De foarte multe ori problemele acestea pleacă de, sau dificultățile de relaționare, dificultățile de, de înțelegere între oameni, da? Vin de la dificultatea de comunicare, probleme de comunicare. Și aici aș disocia, pentru că cuvântul ăsta comunicare înglobează atât de multe lucruri, încât la fel, oamenii se speria comunicare, dar cum să comunic mai bine? Ce înseamnă comunicare? Și scuze-mă că te întrerup, când spunem comunicare, în mintea noastră este comunicarea verbală doar. Absolut. Noi nu prea percepem toți faptul că noi comunicăm extraordinar de mult și mult mai mult, de fapt, prin modul în care arătăm, gesturile pe care le facem și așa mai departe. 70% ca să exact. Statistic este non-verbal și cei 30% verbal, o care și acest verbal tinde să diminueze în raport cu, da, într-un proces de comunicare verbală. La un moment dat, ce aici, dacă stăm și vorbim 10 ore, da, nimeni nu ne mai ascultă după un anumit moment. Deci tonul vocii și toate aceste sunt câțiva factori care broiază, ca să spun așa, sau atenuează comunicarea la un moment dat, factorii externi. Bine, sunt atât de multe aspecte, nici nu știu cum să le cuprind sau să le punctez, însă ce este, și ai punctat foarte bine, ce este extrem de important, este să știm că există această comunicare verbală și în comunicarea relațională avem instrumente concrete prin care învățăm cum să verbalizăm, cum să folosim cuvintele, aș spune corect, sau niște anumite cuvinte, anumite termeni, anumiți marcări ai comunicării, da? Care te ajută practic să te faci înțeles de către ceilalți în poziționarea într-un eu personalizat. O să vorbim, dacă ai deschiderea, despre toate aceste elemente verbale, da, care te ajută să te faci mai bine înțeles. Și după aceea tot ce ține de poziționarea noastră în non-verbal, da, cum anume receptez o informație, ce fac cu ea, cum îmi ascult emoția. Deci trecem în acest registru al inteligenței emoționale, practic, și combinăm tot ce se întâmplă la nivel emoțional, la nivel mental, la nivel verbal, la nivel al acțiunilor pe care le punem în relație cu celălalt. Deci toate aceste lucruri, practic, se învață. Asta este vestea bună, că nu ne naștem cu ele, da? Corect. Și la un moment dat, dacă descoperim dificultăți în relațiile noastre, e bine să ne adresăm unui specialist. Să învățăm să comunicăm. Să învățăm să comunicăm, pur și simplu. Ești de acord cu vorba aceea, uite, îmi sună în minte acum și mi se pare așa de provocatoare. Ceea ce înțelege celălalt este responsabilitatea mea sau nu? Ceea ce înțelegeți celălalt este responsabilitatea lui. Este responsabilitatea lui ce înțelege, dar responsabilitatea mea este să-i cer feedback ca să aflu... Dacă a înțeles în ceea ce i-am transmis eu. Să aflu ce a înțeles. Să da, în comunicare, în procesul acesta al comunicării, da, emit o informație, celălalt receptează. Rolul meu de emițător este în permanență acela de a cere feedback. Feedback-ul este foarte important. Ce verificăm. Verificăm permanent dacă informația transmisă a fost percepută așa cum am transmis-o noi. Absolut.
sau nu neapărat putem constata că nu a fost așa. Și atunci ajustăm, înțelegem. Ideea este nu a impune ceea ce spunem noi, da? Dacă eu îți spun ție sau îi spun unui copil, că tot vorbim de parenting, du-te și te spală pe dinți, de exemplu, da, asta este un mesaj deja antirelațional în metoda cu care lucrez, este exact a vorbi în jumătatea lui de relație, a impune exact. Ceva, a-l deresponsabiliza din rolul lui de autor al propriei sale vieți, da, copilul are un rol de sine stătător, de a-și... Fie liber, are dreptul să aleagă. Absolut, absolut. Și atunci, deja dacă îl deresponsabilizez pe el, nu-l pot, nu-i ofer acest rol de om viitor, adult responsabil, tocmai ce lucru pe care noi, ca părinți, îl revendicăm de foarte multe ori. Îi spunem, du-te și te spală pe dinți, cu intenția ca el să fie autonom și să știe să se spele pe dinți singur și să se gestioneze, să-și facă o igienă corporală singur. Dar prin acest tip de mesaj, practic, ne autosabotăm, sabotăm intenția. Antonia, aș vrea să îmi faci o scurtă concluzie a activității tale și cum are aceasta impact asupra relației părinte-copil. Deci, scurtă concluzie este legată de... îi ajut pe oameni să comunice mai bine, părinții care au nevoie de o îmbunătățire a relației cu proprii copii pot veni la mine, deci am ședințe de cabinet în care îi acompaniez pe părinți să dobândească instrumente verbale, instrumente tehnice, reguli de comunicare prin care ei se pot duce acasă și pot implementa un alt tip de comunicare cu copiii, o comunicare relațională, care va da roade, va fi mult mai eficientă relația dintre părinte și copii. Adică putem înlătura supărările dintre părinți și copii la nivel de comunicare? Absolut, absolut. Și asta este chiar garantez lucrul acesta. Excelent. Și pentru din toate situațiile pe care le-am întâlnit în cabinet, nu a fost părinte să vină să-mi spună că nu ai reușit. Dimpotrivă, fiecare părinte în parte mi-a schimbat viața. Nu sunt eu cea care... Dar cuvintele sunt atât, transformările prin această comunicare relațională sunt atât de profunde și atât de rapide, de eficiente, da? Imediat ce pui în practică aceste instrumente de comunicare relațională, situația, relația cu copilul se schimbă în bine, se îmbunătățește. Mulțumesc mult! Ne-ai dat curaj! Te găsim ușor pe Facebook? Mă găsiți pe Facebook, pe pagina Comunică Eficient cu Antonia Noel, mă găsiți pe site-ul meu antonianoel.com, mă găsiți la cabinet, în șoseaua Pandur, unde ne aflăm acum. Deci te găsim ușor la nevoie și încurajez părinții să ia în calcul problematica aceasta a comunicării relaționale. Deoarece, iată, foarte multe probleme pot fi rezolvate prin sau doar prin comunicare, ceea ce se pare că devine un cuvânt, capătă o conotație foarte, foarte mare. Mulțumesc, Antonia! Mulțumesc și eu! Dragii mei, rămâneți aproape la Matea în 7. Mulțumesc Antoniei că s-a făcut vulnerabilă și ne transmis ceea ce face ea. Vă provoc să o căutați, să căutați să înțelegeți valoarea comunicării în relația cu copiii, în relația cu adulții din viața dumneavoastră. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Am revenit în platou și ca în fiecare vineri deja de foarte mult timp Miaina este alături de mine. Bine ai revenit, Miai, la noi. Bine v-am găsit. Cred că încercăm astăzi să spargem un record de prezența de invitați astăzi, că ai venit cu chiar cinci prieteni. Da, ne stăduim astăzi să, așa cum am promis, să prezentăm tot ciobănescul german. Mm-hmm. Să de data asta linia de lucru. Deci data trecută am văzut linia de show. Da. O să facem și o paralelă între cele două variante. Și zic eu să începem să invităm, o să-l invit pe Marius Dragomir, pe care l-am mai avut aici prezent, cu
un exemplar de ciobănesc german de lucru, dar de data aceasta cu păr lung. O să trebuiască lung, să ne spună și ceva despre tipul ăsta de ciobănesc german. Uite, asta este pentru tine. Bună dimineața și bine ai revenit. Bine v-am găsit. Aveți în față un veteran, este un campion european, are 11 ani, este născut la noi în Canisa, Canisa Romano, pe el cheamă Romano Wizard, dar acasă îl strigăm Thor. Dar câte animale ai acasă? Pentru că... Am foarte mulți căini, fiind tata e crescător, am și Jegrasel și ciobănesc german și Malinois, deci un număr mare de căini. Ce înseamnă număr mare? 20, 30? Peste 60 de căini. Peste 60 de... Da. Ai o casă mare, sper că dacă stai într-un apartament de două camere. Am o curte foarte mare. Foarte frumos. Pentru a face o selecție pe animale ai nevoie de un număr, de un număr mare. El este un ciobănesc german cu părul lung, după cum ați văzut, e o diferență, dacă vă duceți aminte față de data trecută. Mm-hmm. Este de lucru, vedeți, are altă culoare față de cel de frumusețe care e negru cu roșu. Da, pe care o să-l vedeți mai, mai târziu puțin. E un pic mai mult de muncă, dar este un câine spectaculos. Da, și este foarte frumos, deci cred că e foarte blând, așa ne... avem presa că este un peluș și vrem să-l luăm în brațe. Și foarte, foarte dragul și o să vedem și cu diferența cu ce alte care aștept acolo, pentru că am zis că avem 5 prieteni astăzi în emisiunea. Următorul o să fie un pui de ciobănesc german, tot de lucru și o să vedem, o să facem așa o paralelă cum arată la maturitate și cum arată atunci când este pui. O să rugăm să intre în platou. Deci avem 11 ani aici și 11 ani acolo. Și 5 luni. Priviți. Da. El este. Dați-vă, cam asta ar fi. E un junior, da? E chiar un papi. Mergem puțin la pas cu el, ia să vedem. Foarte bine. Următorul pe care o să-l invităm este o femelă de ciobănesc german. Ok, o să-i rugăm să rămână totuși în platou. Haideți să intrăm. Dacă mergem la pas, rămânem în platou să mergem. Rămânem aici, în platou. În cadru, să haideți. Ea este o femelă de ciobănesc german, tot din ea de lucru, dar după cum vedeți, alt colorit. Și foarte micuță asta, ce se întâmplă? Este o femelă. Este o femelă pitică. E bicoloră, femelele sunt mai micuțe decât masculii, da, după cum o să vedeți. Vedeți, avem și galben, avem și negru, e puțin diferit de, ca și colorit de linia de show. O să o inventăm, o să rugăm să intre în platou pe Maram. Da, pentru că când ne gândim la ciobănesc german, avem impresia că mereu sunt maro sau maro și negru, dar asta este chiar negru. Și o să mergem la pas. O să mergem la pas cu ei. Nu o să ieșim din platou. Facem stânga imediat. Ia să vedem. Priviți. Deci avem așa, ca și varietate de culoare. Avem acest lupiu, da, e o culoare lupie, ca să spun așa. Avem negru total, da, și bicolor, da? O să le dăm șezi. Foarte bine. Iată. Da, deci sunt niște puiuți, avem 5 luni, respectiv 7 luni și un veteran de 11 mai liniștit, așa se simte experiența lui de campion european. Cum spuneai, un campion european. În momentul în care vorbim despre linia de lucru, automat vorbim despre câini dresați cu examene de lucru. Deci e un câine care până la 11 ani cu siguranță a muncit foarte, foarte... Și acum a ieșit la pensie, nu? Acum a ieșit la pensie, nu mai face câteva antrenamente de întreținere, să nu odată să nu uite ce a învățat și pentru sănătatea lui, dar nu mai e aceeași intensitate. Și practic de la ce vârstă, să zicem, considerăm că intră un câine la pensie, că nu mai poate să facă concurs, că nu mai poate să facă examene, de la ce vârstă ne oprim și lăsăm să profite din viața, din pensie? Din punctul meu de vedere, asta depinde foarte mult de câine. Sigur, nu, un câine de trecut de 7 ani nu o să mai poată să facă performanță, mai ales de dresaj. Un concurs de frumusețe mai merge, dar pentru dresaj, până cred că la 7 ani, chiar e o vârstă înaintată. Dar acum depinde foarte mult și de condiția câinelui, câini care rezistă mai bine. Am încercat astăzi să aducem cam toate varietățile ciobănescului german de lucru. Totuși ne lipsește ceva. Ar mai fi
exemplarul pe negru, dar cu păr lung, cum este acesta. Alex, și există total negru. Există total negru cu păr lung și există și bicolor, cum e această femeie, tot cu păr, păr lung. Cam asta ar fi. Deci aici avem varietatea de lucru a ciobănescului german. Ca de obicei, mi-ai pregătit un mic filmuleț și o să rog colegii mei să-l pregătesc, să comentăm și ce se întâmplă, pentru că vedem acum un platou. Și o să-l invităm pe ultimul, și pe ultimul în platou. Este de data asta linia de show, dar o să-i rugăm pe cei trei puiuți să părăsească platoul, ca să putem să facem o mică paralelă între linia, între de, linia lucru. De lucru și linia de show. Ce este important de știut este că acest exemplar este campion național 2019. Felicitări pentru el, un campion recent. Deci avem aici un campion european, linia de lucru, și un campion național clasa juniori 2019. Vedeți, e o diferență între ei. Da, uite că în gândul meu, dacă mă gândeam la show, mă gândeam la o rasă pentru frumusețe, să zicem, pentru aspectul și la lucru care este pregătit să muncească, și aș fi spus invers, că el este atât de frumos cu parul lung așa și el e mai de lucru așa. Da, cumva da. Ciobănescul german mulțumește până la urmă și pe cei mai pretențioși, de la colorit până la tipul de... Aici avem iarăși în imagine o femelă de ciobănesc german cu păr scurt. Acesta este puiul pe care l-am avut mai devreme în platou. Da, da, care este, da. Este dresat în parc de obicei, deci mergeți... Da, facem dresajul de trafic, ca să spun așa. În imaginile ce le-am văzut anterior, aveți varietatea cu păr scurt a ciobănescului german, pe culoare lupie. Și ce să spun, din punctul meu de vedere, sunt puțini câini care pot egala ciobănescul german în linia de lucru. Mm-hmm. Da, pentru că oricum vedem peste tot că când este vorba de câini de pază, de câini polițiști, mereu sunt ciobănesc german, așa e, german, e rasa cea mai folosită. Dar trebuie să știm că în general sunt folosiți cei din linia de lucru. Adică ciobănescul german într-adevăr este o rasă ce se pretează la lucru, ce se pretează la tot ce înseamnă efort, utilitar și mai departe, însă ne bazăm mai mult pe linia de lucru și poate cu ocazia asta o să ne lămurească din experiența lui și Marius de ce există totuși o diferență între linia de show și linia de lucru. De-a lungul timpului nemții au făcut o separare a raselor. Cel de frumusețe e mai mult destinat, să zic, expozițiilor și ați văzut acea formă aerodinamică foarte bun pentru trap. I-a devenit ca un sport de calacai, iar cel de lucru este în continuare folosit foarte bine pentru tot ce înseamnă lucru. Este un câine utilitar. Este un câine versatil. Deci, practic, nu alegem când luăm un puiuț, nu alegem asta va fi de lucru sau de show, pentru că este rasa care s-a cumva separat puțin și este specializat. Exact. Nu deci, putem să luăm o linia de show, un puiuț care s-a născut pentru show și să-l facem de lucru sau invers. E mai complicat. Și cel de show poate să lucreze, dar niciodată la aceeași capacitate ca cel de nivel. Lucru. Acum sunt păreri și păreri. Recomand întotdeauna ca proprietarul sau viitorul proprietar să-și aleagă în funcție de nevoi și cerințe. Dacă vrea doar un câine de pază în curte, recomand ciobănescul german de frumusețe. Dacă vrea să facă mai mult și are timp să investească și în dresaj și o interacțiune cu câinele, atunci recomand câinele de lucru. Deci depinde și ce depinde ne dorim ca stăpân. Ce... Avem nevoie de pază pentru un obiectiv sau știm că e un posibil atac pe acolo, câinele de lucru e mult mai bun. Și avem, bineînțeles, repetăm în fiecare săptămână că avem nevoie de timp, că când avem un animal trebuie să le acordăm atenție, să ne ocupăm de el, să ne ocupăm pe partea de dresaj. Este o muncă în continuu și nu putem doar să-l lăsăm în curte. Asta e este... bine, există și o diferență între, chiar și din acest punct de vedere, între linia de show și linia de lucru. Automat, linia de lucru o să necesite un pic mai mult timp, pentru că este un câine mai activ, un câine mai agitat, un câine care își dorește mai mult să lucreze, să muncească. Să facă sport, să... Ceva mai mult decât cel de show. Iar dacă avem și unul cu păr lung, cum este acesta, automat trebuie să
să suplimentăm ca și timp, pentru că trebuie să fie îngrijit. Un câine nu poate să, aibă, să facă performanță dacă nu arată și bine. Exact. Cam asta ar fi despre Ciobănescu Geman, linia de lucru. Mă bucur foarte tare că am putut să facem pentru iubitori, mai ales și pentru pasionați, o paralelă între linia de show și linia de lucru. Avem păr lung, păr scurt și doi campioni, unul național și unul european. Foarte frumos, ne bucurăm că ați venit și că ne-ați arătat. O să luăm o scurtă pauză să facem și noi poze, să avem amintiri din platou și ne revedem peste câteva minute la matin 7. Facem o demonstrație mică astăzi, da, deci ne pregătim de demonstrație în platou, o să eliberăm puțin și ne revedem peste câteva minute, așa că nu plecați dacă vreți să vedeți care dintre ele va fi în acțiune. Pe cei mici, în primul rând. Pe cei mici, că sunt mai proaspăt, trebuie să arate că au potențial, sigur. Pentru că tu ai lucrat deja 11 ani și ai arătat tot ce aveai de făcut campion european, nici nu se mai pune în dubit ce capacitate are. Evident. Așa că vă mulțumesc foarte mult, stăpânii, că ați venit cu animalele voastre. O să ne revedem, bineînțeles, o să facem poze și după asta ne revedem pentru o demonstrație. Deci nu plecați cu noi, ne revedem în 2 minute. Urmăriți Business la Superlative, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. Seara, doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la emisiunea E cu cântec. În seara aceasta, cântecul va exploda. Mă bucur că am reușit să ajung cumva să ating aceste performanțe în gimnastică artistică. Mă întorc acasă cu dor în suflet să plec în unchii și să plâng că am plecat. Am învățat să cânt de la zero, după accident. De la zero, am luat-o ca de la clasa întâi. Am repus mâna pe arcuș, a fost foarte greu. Aș putea să inventez ceva pe care să mă supăr sau ceva, dar el știe, mă să uite la mine, îmi dă pace, n-am cu cine să mă cer. Trei egalitate și să vedem cine câștigă decisiva. Vă salut și îmi face o deosebită plăcere să fiu gazda voastră și în această nouă ediție Mensana. Cum îți dorești să fie porția de sănătate de weekend? Dinamică, actuală, colorată. Este important cum arătăm, dar este și mai important ce se întâmplă în interiorul organismului nostru. Care să nu uite de frumusețe, suflet și psihic. De ce este important un consult dermatologic înainte de epilarea definitivă? Aceasta este Mensana, iar eu sunt Consula Bălașa și vreau să fii cu mine duminica de la ora 12. Mă bazez pe tine! Suntem în platou și deja ne pregătim de demonstrație, tot cum e înainte și vedeți că s-au așezat frumos, aștept. O să-i rugăm pe stăpân să revină la căței, pe rând. Deci sunt pe așteptare acum, stăpâna au plecat. Și o să începem să mergem la pas, repet, sunt niște puiuți. Și fiecare se uită la stăpânul lui, adică știe cu cine trebuie să fie. Ok, și mergem la pas, ia să vedem. Mergem la pas. Trebuie să ținem cont că avem puiuți de 5 luni, de 7 luni, care în acest moment lucrează fără recompensă. Da? Și iată varietatea de lucru.
combinată cu cea de show. Ia să vedem. Mergem tot înainte. Între timp poate o să dăm și filmulețele din nou. Ia să vedem. Da, dacă putem să pregătim acum, din nou filmulețe. Acum să dăm comanda 6. Să comandăm faza de atacada. În momentul de față așteptăm puțin. Bravo, foarte. Mergem la pas mai departe. O să-l rugăm pe primul să rămână înculcat. Ia să vedem. Ușor așa. Prima dată pe platou. Foarte bine. Mergem mai departe cu ceilalți. Lăsăm în așteptare. Ok. Următorul, iarăși. Înculcat așteaptă. Săracul de el trebuie să așteaptă când ceilalți se distrez. E complicat. Următor, înculcat așteaptă. Ia să vedem. Și cealaltă femelă o să meargă efectiv. Singura femelă aici este curajoasă. Ok. Îi lăsăm în așteptare și o să ne deplasăm în acea parte. Ia să vedem. Deci, după cum vedeți, i-am părăsit. Deci puteți să le lăsați aici tot timpul, noi le primim, ne dăm mâncare, puteți să le lăsați dacă avem un decor frumos cu ei și sunt foarte dragos, așa că vă mulțumesc că ați venit, dragi stăpâni, și revenim săptămâna viitoare să le recuperați, noi le păstrăm. Bun, revenim la ei noștri căței. Deci sunt foarte atenți la ce se întâmplă. E bine, după cum spuneam, acești pui sunt în formare. Sunt în formare și numai asta trebuie să știm că pe viitor vor fi niște paznici cu adevărat lucrați, care își vor păzi stăpânul, teritoriile, curtea, casa și așa mai departe. Da, deci practic încep cu mergi la pas, cu așteptare. Da, începem cu dresajul de disciplină elementară, exact, după care se trece la partea superioară. Da, la partea superioară care ar fi atacat, de exemplu avem filmuleți în care o să vedem și... Da, o să vedem niște mușcături ferme, o să avem în imagini femeia de ciobănești Joan pe negru. Și o să și explicăm câte ceva din ce facem în aceste filmulețe. O să vedeți ce înseamnă o femelă de 6 luni. Acolo avea 6 luni de zile. Deci doar 6 luni și doar 6 luni și putea să aplice astfel de mușcături și să se comporte ca un câine utilitar. Deci dacă putem să punem acest filmuleț să vedem exact, pentru că am văzut deja că ați vă imagine, dar nu le-am comentat. Așa că dacă puteți să le pregătiți, dar între timp vedeți oricum imagine cu... 5 de țară, să ziceam ei, că n-ai făcut o bucurie mare. A, deja ai început, deci da. Vedem asta. Aici vedem o mușcătură pe umăr, practic. Uitați ce hotărâre, ce deci are o femeie de 6 luni. Da. O avem aici în platou. Și aici chiar pe o mașină, deci asta e impresionant. Dani da. Este cobaiul, pentru că de obicei vine în direct, dar de data asta n-a venit și precizăm că este un antrenament special, că niciun animal nu este ranit în această exerciție, nici Dani, pentru că de fiecare dată vine și este bine. Deci, practic, încurajează animal și place ca asta, gândile. Trebuie să fim atenți la cât de plin poate să muște acea femelă. Ambele sunt femele, vă dați seama cât de bine poate să muște și ce poate să facă un mascul, mai ales că acesta este un mascul de 5 luni. Uh-huh. Deci uitați-vă cât de lat este, cât de gros este. Sunt câini foarte puternici, câini cărora trebuie să le dai atenție, pentru că altfel pot pune probleme. Chiar și ciobănescul Geoman poate să pună probleme dacă nu este dresat, dacă nu este lucrat și dacă nu e mai ales socializat. Linia de lucru este diferită. Ca orice câine oricum are nevoie de partea de socializare, de partea de jocuri, de dresaj, adică trebuie să avem timp, asta e, trebuie să conștientizăm că avem astfel de animal, să avem grijă de el. Și când vorbim despre să avem grijă de animal, ați organizat un eveniment duminică, mie și vreau să ne povestești, pentru că ai anunțat că ați făcut un fel de eveniment, să zicem, pentru câine fără adăpost. Am avut un eveniment frumos, care am obținut câteva adopții. S-au și donat tot felul de lucrușoare, jucărioare, mâncare și așa mai departe. Suntem foarte mândri de asta și sper să repetăm acest tip de eveniment, pentru că în mod real trebuie să implementăm ideea sterilizării. Trebuie să încercăm să ne educăm noi ca și popor, trebuie să sterilizăm câinii maidanezi pentru a nu se înmulți și a nu mai pune probleme la nivel
european, da, dacă stăm să, ne gândim, să ne gândim. Dar pentru că asta ziceam și mai devreme, că în Franța știm de imaginea asta de care are România, că dacă mergem în România sunt foarte multe câini maidănesc pe stradă și că este periculos. Chiar dacă se schimba ușor, ușor, adică poate fi și mai bine, se schimba cu timpul, dar trebuie să facem și mai trebuie bine. Trebuie să facem și noi ceva pentru asta. Și am decis să ajutăm, am decis să-i chemăm pe oameni. M-am bucurat foarte tare pentru că au fost familii cu ce aveau copii și au decis să adopte un metis sau un maidanez ce era acolo. Au adus mâncare, au adus jucării, i-au ajutat și pe cei ce au adăpostul și, ce să spun, până la urmă, misiunea îndeplinită. Asta este foarte frumos și felicitări pentru asta și e clar că precizăm că aici prezintăm fiecare săptămână o rasă, să zicem, pura, pentru că sunt oamenii care vor să fac show-urile sau de lucru, dar dacă nu avem astfel de copii și pur și simplu vrem un animal drăguț să ne ocupăm de el, putem să luăm fără nicio problemă un câine maidanez, pentru că da. Este, deci, pare la fel de iubire pentru omul, ne putem să jucăm la fel de bine cu orice câine, deci nu trebuie să neapărat să plătim sume extraordinare dacă vrem doar să avem un animal în curte și să ne bucurăm de el. Ne poate mulțumi și pe parte de disciplină, pe parte de a fi un companion foarte bun. De viața, ba chiar sunt foarte mulți care își fac foarte bine treaba și pe pază, adică sunt și paznici buni, deci nu avem de ce să ezităm. Bineînțeles că diferențele vor exista pentru că una este să vorbim despre un câine de rasă de lucru cu aptitudini specifice și dar până la urmă sunt foarte ok și cumva am văzut bucuria oamenilor în momentul în care au adoptat și mă bucur asta foarte tare. Asta este foarte frumos. Mia, îți mulțumesc foarte mult că ai venit săptămâna asta. Trebuie să-ți anunț deja că săptămâna viitoare intrăm în Sărbător și nu o să filmăm, nu o să filmăm direct la Matin 7, așa că îți propun să ne revedem din ianuarie. Cu mare plăcere. Deci să ne pregătești un program deosebit cum ai făcut până acum și ne bucurăm că vin fiecare săptămână și ne bucurăm că veniți și voi, stăpân, că luați din timpul vostru să ne arătați, să împărțați pasiunea voastră cu animalele voastre și oricum vedem că sunt foarte bine îngrijit, că sunt. Adică există acest atașament care se vede între un animal și stăpânul lui. Așa că mulțumesc încă o dată pentru că ați venit la Matin la 7 și ne revedem în curând să prezentăm o altă rasă, vorbim între noi, pregătim mai multe surprize pentru voi acasă. Dar nu plecați de aici pentru că nu s-a terminat emisiunea noastră. O să ne întâlnim acum cu Dani Darvașan, să terminăm săptămâna noastră și ne revedem să încheiem emisiunea noastră. Nu plecați, începe rubrica Adolescence. Bună dimineața, Fabian, bună dimineața, dragi prieteni. În această ocazie cu noi este Ștefan Enache. Îți mulțumesc, Ștefan, că ai venit din nou la noi. Mă bucur că din nou m-ai invitat. Astăzi o să povestim despre cum să ne atingem obiectivele. Hai, pentru început, să ne dai o definiție, dacă poți, te rog, la acest cuvânt, obiectiv. Ce obiectiv. Înseamnă? Da, obiectiv. Nu obiectivul ăla de cameră. Da. Obiectiv, pot să spun că este un scop final sau o țintă pe care mintea ta o programează și tu practic trebuie să împarți în pași să vezi cum poți să atingi obiectivul respectiv eficient. Ai câteva principii pentru asta? Poți să ne spui care sunt câteva principii în atingerea unui scop? Ce ar trebui să facem? Păi, în primul rând, să-l scrii. Să-l scrii pe o hârtie, scopul final, să-l ai scris, pentru că în momentul în care l-ai scris, mintea ta se poate elibera, după care să-l împarți în pași. Și cel mai productiv este să faci câte o acțiune constantă în fiecare zi pentru atingerea scopului respectiv. Adică, de exemplu, dacă cineva să spune că vrea să slăbească, e mai productiv să își propună să nu mai mănânce după 6 seara, decât să-și propună astăzi vreau să nu mănânc după 6 seara, vreau să mănânc dulciuri, vreau să nu mănânc, nu știu, prea mulți carbohidrați și da, practic să nu mai mănânc vreau să mă duc la sală. Trebuie adică să le iei pe rând, nu? Trebuie să le iei pe rând. De ce? Pentru că mintea noastră știe ce trebuie să facă, dar în momentul în care ne propunem să facem mai multe lucruri, faptul că nu le facem ne dezamăgește și atunci nu mai continui mai departe. E, ca să atingi un obiectiv, e o frică trebuie să faci de eșec. Da.
Ca să faci și ca să-ți atingi un obiectiv, trebuie să faci o acțiune constantă în fiecare zi. O acțiune care poate pentru tine e simplă, dar mintea ta știe la finalul zilei, când se pune în pat, că a făcut-o și se simte mulțumită. Și în momentul în care ai văzut că ai făcut-o, după aceea poți să vii și cu a doua. Și o să vezi că vii într-un timp foarte scurt, un interval de o săptămână. Dacă tu 7 zile faci aceeași acțiune și vezi că ți-a ieșit, după aceea adaugă și pe a doua, și pe a treia, și pe a patra. Și pas cu pas te vei apropia de obiectivul pe care ți l-ai propus. Dar pe noi, noi suntem generația asta, mai ales tinerii, în care ne dorim acum, aici, repede și suntem dispuși să facem orice. Ce trebuie să fac ca în 2 săptămâni să arăt bine? Păi asta. Dar te ține 2 zile, după aceea s-a terminat. Am spus mai devreme de frica asta de eșec. Cum să scăpăm de asta? Să accepți. Să accepți că vei eșua. A eșua face parte din proces. N-ai cum să ai succes 100% garantat. Adică chiar și cele mai mari calcule care s-au făcut, nu știu, oamenii care și-au propus să ajungă pe lună. Uitam, cred că aseară mă uitam așa pe Facebook și am văzut un interviu cu Mark Zuckerberg. Așa. Și zicea că Facebook-ul nu e prima chestie pe care am făcut-o. Știți câte am făcut înainte și povestea aia mai multe. Da. Deci, adică eșuiesc de multe ori până să reușești. Ca să realizezi minim 10 eșecuri. Adică mai bine calculează câte eșecuri ai, să ai minim 50 de eșecuri ca să te aștepți să ai succesul, decât să te aștepți să ai succes din prima, că nu o să ai, clar. Adică eșecul te ajută, te ajustează, că noi suntem pregătiți să avem succes. Și prima dată trebuie să eșuăm ca să avem succes. Cum să facem când întâmpinăm obstacole? Să ne dăm bătuți sau... Păi, iarăși, obstacole fac parte din proces. Mai degrabă nu te focusa pe obstacol, ci focusează-te pe obiectivul pe care trebuie să-l atingi când apare obstacolul în față. Și obstacolul tratează-l ca pe, nu ca pe un impediment, ci tratează-l ca pe o acțiune care trebuie făcută sau un proces care face parte din drumul respectiv, decât să iei obstacolul, să te potignești în el și să te descurajeze, îl tratezi ca pe ceva negativ, dar obstacolul e normal să fie acolo în calea ta, pentru că noi suntem o lume complexă. Nu există un drum deschis care de aici tu să ajungi la punctul Z alergând pur și simplu. Așa, așa, așa. Nu, ci efectiv e o cursă cu obstacole. Ai vreun exemplu din viața ta care poți să ne spui? Ți-aduce aminte când ți-ai pus un obiectiv și ai reușit să-l îndeplinești? Păi, uite, mi-am propus să pun pe mine 5 kg. Și prima dată am început să îmi fac planul. Cât timp vreau să... Urma să te întreb dacă atunci când ne stabilim un obiectiv trebuie să ne... Hai că te întreb după, continuă. Da, să spui un interval de timp. Da, un interval de timp. Și am început să studiez, să-mi dau seama ce acțiuni trebuie să fac ca să am rezultatul respectiv. După ce mi-am dat seama de acțiune pe care trebuie să le fac, am început să le pun în intervale de timp realistic pentru mine, pe care să le fac, nu să trebuiască să le amân. Să fac mai bine, mai puțin, dar să știu că l-am făcut în ziua respectivă ca și acțiune. Și după aceea, dacă pot să fac mai mult, să cresc. Dar prima dată să fac mai puțin. Că acțiunea asta constantă e ca un mușchi în creierul nostru, care trebuie accesat mereu. Și în momentul în care e accesat mereu, intră în rutina ta zilnică. Că de-aia renunți la el, pentru că nu e în rutina ta zilnică. Adică, uite, să te speli pe dinți în fiecare zi, nu te gândești, bă, să mă spăl, să nu mă spăl, nu... Da, te speli, lasă, nu, efectiv, îți vine, pentru că trebuie să o faci. Ei, și mi-am stabilit un interval de timp, am luat acțiunile necesare, da? Mi-am dat seama că trebuie să mă duc la sală în fiecare zi, mi-am dat seama că eu, ca să mă duc la sală în fiecare zi, trebuie să fac un spațiu de 2 ore, să mă asigur că există acel spațiu de 2 ore, să mănânc ce trebuie să mănânc și atunci am atins scopul. Nu intru în alte exemple mai mari. Înțeles, nu, e un exemplu. E un perfect. Simplu, un exemplu basic. Sau să citești o carte. Da? De exemplu, vreau să citesc o carte pe săptămână. Ok, ce trebuie să fac ca să citesc o carte pe săptămână? Păi cartea în medie are 200 de pagini. Ok, trebuie să citesc 20 de pagini sau 30 de pagini pe zi. Cât timp îmi ia să citesc 30 de pagini pe zi? Jumătate de oră. Ok. Când am această jumătate de oră? Păi eu n-am timp, că mă trezesc la 7 și mă duc la școală. Ok, atunci trezește la 6:30. Dacă stai 30 la 6:30, culcă-te mai devreme.
Și dacă ești dispus să faci treaba asta, atunci o să ai rezultatul acela. Ce părere ai despre faptul că unii oameni își calcă peste principii ca să-și atingă unele scopuri? Cum? O întrebare foarte bună. Adică să-ți calci peste principii ca să-ți atingi scopul, să faci orice? O întrebare foarte grea pentru mine, pentru că și am călcat pe principii ca să-mi ating scopurile. Și de cele mai multe ori n-am fost fericit când am ajuns la scop, pentru că mi-am călcat pe principii. Dar depinde și ce principii ai ca și om. De exemplu, dacă vrei să faci 1 milion de euro și tu furi ca să faci 1 milion de euro și principiul tău este să nu furi, dar efectiv e o ofertă atât de opulentă încât îi spui da, s-ar putea să nu fii fericit că ai acel 1 milion de euro, pentru că ți-ai încălcat peste un principiu. Dacă ești un om care ține foarte mult la principii, te va durea la final. Dar dacă nu ești un om care să aibă principii, nu te va dori, nici măcar nu vei simți, pentru că tu n-ai principii. Deci, întrebarea ta era... Ai răspuns într-un fel. Da. Voiam să întreb dacă ești dispus, nu știu, nu tu personal, dacă ar trebui să ne încălcăm peste principii ca să ne atingem obiectivele. Părerea mea este că, fiecare caz, cred. Că poți să găsești soluții să nu încălci peste principii. Ăsta este răspunsul. Perfect. Că poți să găsești soluții să încalci peste principii mereu. Când m-am uitat eu personal în urmă, mi-a dat seama că puteam să ating același obiectiv fără să calc peste principii. Puteam. Numai că mi-a fost mai ușor. Era așa. Puțin mai multă muncă, poate. Da. Acum, la sfârșit, dacă ai un mesaj pentru cei care s-au uitat la noi? Mesajul meu este să nu renunți în a-ți programa obiective. Mintea noastră are nevoie de obiective. Așa că o să vină un început de an nou, scrieți o listă de obiective și programează-ți viața pe un an, după aceea împarteți-o pe 6 luni și după aceea împarteți-o pe o lună. Și puneți obiective. O lună, 6 luni și un an de zile. Și apoi vezi ce e de făcut pentru aceste obiective ca să le atingi și acțiune constantă în fiecare zi. 1+1+1+1+1. Nu astăzi țin și la o săptămână mai mult, pentru că niciodată nu o să ai rezultat așa. Înțeles. Trebuie neapărat să o acțiune constantă. Mulțumesc frumos pentru toate sfaturile pe care ni le-ai dat. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Ne vedem data viitoare. La revedere! Înainte de finalul emisiunii, o să vă lăsăm cu un material despre concertul de mâine la ora 19 la Facultate de Drept al Universității din București. Așa că vă invit să rămâneți să urmăriți acest material și ne vedem să terminăm emisiunea noastră. Jos pe paie fruncușorul, Doamne, dulce ca o miel, mama sa de drag răpită nu-și a ochii de la el, înger numai la o parte, să-i gândi mereu, la adâncul din miserul, dragostea lui Dumnezeu. Un păstor cu curăța spate, intră în graș și sfios, cu o mioară ce o aduce bunului păstor Cristă. Eu mioara bucălaie, merge de blanc. Eu am avut niște chisturi de la cea mare și nu m-am operat, n-am tratament, n-am luat nimic. Și acolo mi s-a spus că a pognit în mine acum. Iubește mami și pe tati. Mult de tot. De ce? Ai vrea să nu moare. Știi ce? De ce? Că iubesc. Mi-e frică să nu pățești ceva și să sufere copiii. La mine copiii, nu eu. Rândunica îl zărește și în jurul se rotește. Amin. Salutare, Nicușor. Vă invităm cu drag la concertul umanitar de colinde Printre oameni, sâmbătă 14 decembrie, ora 19, în Aula Magna a Facultății de Drept de la Universitatea din București. Vor cânta tenorul Fang Shuang, Alin și Florina Jivan, trioul feminin Nobles, Amalia Decean. Prezintă Alina Ilioi Mureșan și Cornel Dărvășan. Concertul este organizat de A7TV, Universul Juridic și Facultatea de Drept în parteneriat cu Maurer Imobiliare. Vă invităm să simțim împreună cu cei de la Fundația Alinare.
poliatrită reumatoidă. Asta constă în a se strâmba oasele. Merg la medic, fac niște perfuzii biologice o dată la 2 luni, în casa de asigurări. Dar îmbunătățire nu este, pentru că la piciorul stâng, la genui, trebuie să-mi pun o proteză. De ce ți-e dor să faci din nou? Să muncesc. Eu mă rog în fiecare seară să se vindece și chiar cred, de multe ori, poate chiar mă iau de ea. Îi spun, du-te și operează-te, nu mai stă așa. Du-te și operează-te și îmi spune, a, nu am bani. Cu cine las copii? Și îi spun, las că sunt eu aici, le fac de mâncare, eu știu să gătesc. Practic, de la 13 ani, 14 ani, eu le facem mâncare la copii. Care crezi tu că este sacrificiul suprem pe care l-a făcut mama pentru voi? Se termina ediția de astăzi la Matin 7 și se termina săptămâna noastră între noi, săptămâna de direct în fiecare zi de la ora 8 până la ora 11. Dar vă reamintesc că ne întâlnim și în timpul weekendului, pentru că vă așteptăm sâmbata și în duminica de la ora 8 până la 10. Nu va fi neapărat un direct, pentru că o să facem un best-of, o să selectăm acum cele mai bune momente al săptămânii și o să condensăm doar 2 ore, o să profitați sâmbata și duminica. Dar sâmbata și duminica sunt emisiune diferite, deci o să aveți 4 ore de best-of în total, așa că nu puteți să lipsiți nici în timpul weekendului de Matin 7 și vă arat din nou rețeta noastră de pain perdu, de pâine făcut prăjit cu ou, lapte și zahăr. Arată foarte bine, deci noi vă lăsăm, o să mâncăm și bineînțeles vă invit săptămâna viitoare, o să începem o nouă săptămână împreună în direct. Reamintesc de la ora 8 până la 11 și bineînțeles vă așteptăm în acest weekend la concertul nostru Umanita, la Facultatea de Drept al Universității din București de la ora 19. Vă doresc un weekend frumos. Ne vedem luni! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.